Cerem scuze pentru micul delay, mica întârziere de începere, dar ca și la orice eveniment întârzie și am dat voie să vină toți pentru a putea avea un eveniment interesant, bun, eveniment care a făcut dedicat și vreau să încep întâi cu o chestie sau cu o istorie de succes care să vă spun vouă. Istoria Be Defend în continuare cu Duo era cunoscut pe piață. Și faptul că astăzi, pe 3 ani de zile, ca fiecare sute de stat, fie și privat, are produsul în cadrul companiei, deci vorbim de sute instalări, vorbim de 30 parteneri certificați pe Defender în Republica Moldova, vorbim de data centre securizate cu Be Defender, vorbim de un succes. De ce am început discursul cu succesul? Pentru că succesul se datorează vouă celor din sală, pentru că ne-ați oferit încredere și cu colaborarea cu Be Defender și cu noi în SDU ca și distribuitor oficial în Republica Moldova. Drept urmare, deja cum v-ați obișnuit, în fiecare an facem evenimentul și anul ăsta îl facem împreună cu cei de la Techfield și cu ICT. Așa? Așa, este, în stânga mea este doamna Ana Chirița, care este președinte executiv la ATIC și vreau să mulțumesc pentru parteneriatul de astăzi, atunci când facem evenimentul Be Defender. O să dau imediat și ei să zică câteva vorbe. Înainte de asta vreau să vă fac așa o prezentare de ce facem noi azi, așa să vă mai bine. Vom avea o zi în care vom avea două sesiuni importante. În prima parte a sesiunii vom vorbi despre amenințări, dar amenințările de astăzi, ce se întâmplă cu ele și cum ne putem proteja, mai bine zis, cum am putea, sau ce soluții securitate ar fi bine să implementăm în cazul în care avem mai multe tipuri de amenințări. Pentru urmare, vom avea o prezentare cu Jay, Alex Balan, care este și Security Researcher, la Be Defender, și cu domnii Ion Georgescu și Andrei Neagu, Business Development Manager și partea de Account Manager la Be Defender. Iar în partea a doua, vom vorbi despre amenințările de viitor, da, legat de atacuri și vom face și o demonstrație live. Da, detalii nu vă zic să fie o surpriză pentru dumneavoastră. Așa, drept urmare, la pauză, să vă rog, vis-a-vis este o cantină, e partea de coffee. Pauză, așa, și mergi acolo să luați cafeaua. Așa, după aia vă întoarceți și de aici continuăm și sesiunea a doua. Cam asta a fost să vă zic pentru început. Vreau să vă mulțumesc toate pentru că sunt într-un număr atât de mare și mă simt bucuros să fiu alături de voi. Ana, după aceea, îți mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a face evenimentul aici și eu zic că e o colaborare interesantă. Apropo, legat de colaborări, tot astăzi o să fac și un anunț interesant cu colaboratorul Filipăder care urmează să deschidem. Da? Dar detalii vei dau mai târziu la sfârșit. Bună dimineața tuturor! În primul rând, bine ați venit la Tech. Nu știu dacă cineva dintre voi a mai fost aici. Anterior, nimeni? 3, 4, foarte bine. Ați adus multă lume nouă. Deci Tech este cu casa sau sunt programe de accelerare, preaccelerare și așa mai departe. Noi ne bucurăm foarte mult că Be Defender de fapt este aici. Și a ales să fie aici, nu prin hotele, cum zicem noi, da. Respectiv, din numele Asociației Naționale a Companiilor IT, din numele Techwheel, vă doresc o zi foarte, foarte frumoasă și productivă. Dacă aveți ocazia și dacă vă interesează ce este aici, să vă apropiați la recepție, să vă facă un tur, pentru că nu este tot, deci vedeți doar o mică părticică, dar asta după conferința Be Defender, care va aduce foarte, foarte multe lucruri bune. Respectiv, mult succes în continuare! Hai, unde e aplauzul? Good. La mai mult și la mai mare. Mulțumesc mult, Ana. Așa că acum o să-i dau ștafeta lui Alex Balan, Jay, noi spunem Jay, așa e pacea lui. Jay, ai cuvântul. Și vă mulțumesc mult, Be Defender, pentru ceea ce se întâmplă împreună cu voi astăzi. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, Andrian. Numele meu este Alex Balan, după cum spune Andrian, mi se spune Jay. Motivul e foarte simplu, suntem undeva la vreo 400 de oameni numiți Alex în Be Defender. Și este destul de greu să-i spui cuiva, salut Alex sau am vorbit cu Alex, pentru că na. Toți avem porecle, absolut toți.
în afară de Alex Novak, cred că el este asul firmei, băiatul, șeful de la cloud. Păi, o să structurăm activitățile de astăzi la modul următor. Eu o să vorbesc undeva la vreo 30 de minute despre niște amenințări informatice, cam cum am văzut noi ceea ce numim Threat Landscape 2016, poate și câteva prognoze. O să urmeze colegul meu, colegii mei. O să vă vorbesc și ei despre soluțiile noastre, o să încerce să vă spună cât de bune sunt, cât de ieftine sunt, nu? Și ușor de cumpărat și de instalat. Și după aia o să vedem și o să vorbim puțin despre amenințările viitorului și în special despre IoT. Înainte de toate, câteva cuvinte despre noi. Sunt convins, sau cel puțin sper, că ne cunoașteți măcar din auzite. Da? Dar am zis că ar fi o idee bună să vă dăm și câteva informații așa, despre firmă. Suntem activi de mai mult de 15 ani. Se spune 15 ani pentru că atunci s-a înființat numele Bitdefender. Dar ceea ce nu știe multă lume, că înainte ne numeam AVX. Și înainte de AVX exista și un, sunt curios dacă voi doi știați, sau trei, Sherlock Holmes Antivirus. Sherlock Holmes Antivirus a fost un antivirus dezvoltat de către CTO-ul nostru și a fost prima soluție antivirus cu euristici din lume, de Bogdan Dumitru. Și după aia Bogdan Dumitru, împreună cu cineva, au căpătat finanțările și au creat AVX și după aceea Bitdefender. În momentul ăsta avem undeva la 1300 de angajați în lumea întreagă, birouri în 8 țări, 14 țări, îmi cer scuze, și cel puțin jumătate din acești angajați sunt în research și development. Alt fun fact, Mr. T, cum îi spunem noi, CEO-ul Bitdefender, domnul Talpeș, ne-a alocat undeva la 25% din bugetul din dezvoltare pentru cercetare. Sunt efectiv bani pe care putem să-i aruncăm sau putem să facem ce vrem cu ei. Putem să ne plimbăm, să mergem cu avioane, să cumpărăm jucării, mă rog, cel mai mult ne cumpărăm jucării cu banii aia. Tot felul de gadgeturi. Eu lucrez foarte apropiat cu echipa care face vulnerability research pe IoT. Spargem toastere, frigidere, mașini și așa mai departe. Și acești 25%, domnul Talpeș a spus că faceți ce vreți cu ei, în ideea că creăm 10 proiecte de cercetare, 10 concepte de inovație și din asta măcar unul să fie de succes. Și vom vedea după aceea că a și ieșit cumva. În momentul ăsta, tehnologia Bitdefender se găsește pe calculatorul la 500 de milioane de oameni. Nu pentru că au cumpărat produsul Bitdefender Total Security sau Gravity Zone, ci pentru că tehnologia Bitdefender a ajuns să aibă o reputație atât de bună, încât este integrată de foarte multe soluții de securitate. Inclusiv concurenții noștri. Sunt foarte mulți din concurenții noștri care folosesc motoare Bitdefender. De curiozitate, dacă ați auzit de site-ul Virus Total, și hai să ne trezim un pic, măcar așa, câtă lume a auzit de Virus Total? Hai, toată lumea, nu? Ok, virustotal.com este un website în care se poate analiza un fișier. Se urcă acolo fișierul și Virus Total trece prin toate motoarele antivirus pe care le are acolo și întoarce înapoi un rezultat și spune Bitdefender a spus așa, Kaspersky a spus așa, Trend Micro a spus așa și așa mai departe. Ca să vedeți câte produse folosesc tehnologie Bitdefender, vă uitați la numele detecției puse pe un virus. Și dacă vedeți același nume la detecție, înseamnă că este același motor care a generat detecția respectivă. Veți vedea că undeva la 30 și ceva la sută, cred că 35 acum la sută, sunt motoare Bitdefender din produsele de pe Virus Total. Așa foarte important de spus, alte proiecte în care suntem implicați și în care chiar sunt și personal implicat, sunt proiectele cu autoritățile, cu law enforcement. La noi se apelează Interpol, Europol, FBI, NATO, de exemplu, o să fie, avem niște proiecte prin vară, și suntem parte din toate proiectele astea de tracking down bad guys, de a vâna hacker, de a vâna infractori din criminalitate cibernetică.
luăm parte la majoritatea conferințelor și nu numai atât, îi ajutăm activ în investigațiile pe care le efectuează. După cum spuneam, dat fiind faptul că s-a investit atât de mult în cercetare, am reușit să inovăm foarte mult. Am reușit să creăm, să fim primii la nivel mondial care au creat niște tehnologii care au devenit standard în industrie. Cea mai recentă este Bitdefender Box, un produs care securizează atât device-urile tradiționale, cum ar fi Windows, Mac, Android și așa mai departe, cât și termostatul, routerul, frigiderul, televizorul și așa mai departe. Aici vedeți doar câteva exemple de tehnologii pe care le-am creat și care, după cum spuneam, au devenit standarde în industria de securitate. Au fost adaptate și de concurenții noștri. Rezultatele din ultimii, cred că 5-6 ani, acum 5-6 ani, dacă nu mai mult, am început să ieșim pe locul întâi mai mult de 2 luni la rând. Mai ieșeam de locul întâi, dar nu eram neapărat constanți. Cam acum 5-6 ani am început să ieșim pe locul întâi în testele independente destul de constant. Cred că am ratat 2 sau 3 teste în 6 ani de zile în care nu am ieșit pe locul întâi la detecție și performanță. Ceea ce, credeți-mă, nu este o realizare mică. Instituțiile care testează, aveți și aveți comparativ, sunt, cred că, singurele autorizate să facă asta din industrie, din punctul multora de vedere. Sunt multe firme care fac testări de genul ăsta, mai sunt XA Labs și multe altele, dar nu toate au metodele de testare și transparența pe care au cei de la AVT și AV Comparatives și nu numai atâta, și exigența pe care o au cei de la AVT și AV Comparatives. Și sunt mândru să spun că Bitdefender a reușit să se mențină pe locul întâi în ultimii 6 ani de zile. Cred că ultimul test pe care l-am luat pe 2 a fost luna trecută. Dar în afară de cel de luna trecută, vă invit să vă duceți pe site-urile respective și veți vedea cam unde este poziționată tehnologia Bitdefender. Și nu numai atât, și produsele care îmbracă tehnologiile noastre sunt apreciate de către majoritatea instituțiilor care le evaluează. De fapt, cred că rata de retenție pe care o avem acum, cât este? La 80% și ceva? Cam așa. Rata de retenție însemnând numărul oamenilor care odată ce și-au instalat Bitdefender, l-au păstrat. Atât în mediul corporate enterprise, cât și utilizatori casnici. Și acum să trecem la partea mai interesantă. O să încercăm să facem o sesiune cât de cât informativă, în care voi încerca să vă transmit, sper eu, informații noi despre cum arată amenințările informatice în ziua de astăzi și cum vor arăta în viitor. Pe partea virusilor, totul este, cum să spun, toate sunt vechi și noi sunt toate. Sunt ca anul trecut, ca acum 5 ani, dar mai mulți și mai complexi. Nu mai este atât de interesant. Slide-ul ăsta nu mai este atât de grozav. Ce este interesant aici sunt numerele. 350.000 de sample-uri noi pe zi. Adică noi variante de virus pe care le vedem. Poate ar fi relevant de spus că ultimul bullet, metoda de distribuție, nu este ceva senzațional, dar este important de reținut. Metoda de distribuție este e-mail-ul și website-uri care infectează, care exploatează vulnerabilități în browsere. Acum, haideți să încercăm să stabilim puțin niște termeni tehnici ca să știm, ca să știu și eu cum să-mi formez cuvintele. Întrebare. Câte lume din sală a auzit de cuvântul telnet? Așa, la întâmplare. Parfum. Excelent. Bun. Hai să vorbim de virusi interesanți. Cine a auzit de APT? Ok, mai puțin. Dar destul de mulți. Bun, APT înseamnă Advanced Persistent Threat. Este un tip de virus care nu face ceva instant. Care nu îți criptează datele instant, care nu îți fură datele instant. Este proiectat în special pentru a fura informații și a fi foarte, foarte discret. Este făcut să nu fie detectat. Un exemplu de APT, unul dintre cel mai popular, în care foarte mulți chiar i-au lăudat pe creatorii virusului, este Flamer. Flamer a stat 3 ani de zile
subcomponente ale virusului Flamer, de fapt, a stat 3 ani de zile pe diverse calculatoare și alte echipamente din cadrul unei firme și după 3 ani de zile a fuzionat în virusul efectiv și a început să exfiltreze date, să fure date și să le transmită atacatorilor dintr-o altă țară. Acum, din analiza noastră, noi am estimat costurile pentru dezvoltarea unui asemenea virus undeva la cel puțin 2 milioane de dolari. Să creezi un virus care să fie proiectat să se mențină și să facă ceva neasistat, că nu se putea comunica cu el, nedetectat, 3 ani de zile, este o investiție foarte, foarte mare. Bun, asta înseamnă un Advanced Persistent Threat. Un virus de care foarte probabil nu știi, care poate și în momentul ăsta, nu vreau să sperii pe nimeni, se poate găsi și în laptopul meu, Doamne ferește, și în telefonul lui Andrei, în orice loc. Și la un moment dat, peste 2 ani, 3 ani, o lună, 5 zile, când trebuie să facă ceva, atunci va face ceva. Mai nou a apărut și un Advanced Persistent Threat pentru macOS. L-am detectat acum scurt timp, l-am găsit. Noi avem o rețea foarte, foarte mare. Deci toți cei 500 de milioane de utilizatori care folosesc tehnologia noastră ne servește și ca senzori. Ca și agenți, ca să spun așa, care ne furnizează informații despre noile amenințări. Agregăm toate informațiile astea în cloud și cloudul, acolo facem toate buzzword-urile posibile. Machine learning, artificial intelligence, event correlation și așa mai departe. Am descoperit de curând acest X-Agent pentru macOS. Partea interesantă este că pe macOS foarte puțină lume pune antivirus, pentru că de ce să-mi pun antivirus? Că nu există virus pentru Mac. Ați auzit chestia asta vreodată, nu? Așa. Sau mai tare, să nu pun antivirus că folosesc Linux. Ăsta este. Gândește cineva așa de curiozitate? Cu antivirusul care nu e necesar pe Linux sau pe Mac. Dacă da, la pauză să vorbim puțin. Bun. Și facem niște chestii foarte faine, sau mă rog, interesante, că pentru utilizatorul nostru așa de faine, fură parole, face screenshot-uri la ecran în momentul în care sunt deschise diverse pagini și, foarte interesant, transferă backup-uri de iPhone de pe Mac. În genere, iPhone-ul se sincronizează cu Mac-ul atunci când este în apropiere sau când este conectat pe cablu. Foarte mulți își fac backup în iTunes pe Mac și acest agent copiază backup-urile și le trimite atacatorilor. Din backup-urile alea, evident, pot fi extrase tot. Poze, mesaje, mail-uri și așa mai departe. Am văzut anul trecut primele variante de ransomware. Presupun că toată lumea știe ce este ransomware, da? Ca să vedem așa. Cine nu știe ce este ransomware? Voi nu vă puneți. Așa. Am văzut primul ransomware de Linux și OS X. Ransomware de Linux este foarte tare pentru că nu necesită intervenția utilizatorului. Nu este targetat către desktop-uri, către calculatoare personale. Este țintit către servere. Presupun că măcar odată ați auzit de site-uri sparte. Sau poate unii dintre voi ați și avut un site spart la un moment dat al vostru. Un WordPress cu vreun plugin uitat undeva la un moment dat. Un Drupal, un Joomla, un blog care v-a fost spart. Na, se mai întâmplă. Și mie mi s-a spart un site, să știți. Adică nu e rușine. Un plugin. Am uitat să-i fac update. Și băieții din China l-au spart și au început să trimită spam cu serverul meu. Băieții ăștia care au făcut ransomware-ul de Linux încearcă toate site-urile cu de niște vulnerabilități specifice, în special WordPress, Drupal și Joomla, și dacă reușesc să execute o comandă pe sistemul respectiv, acea comandă este să descarce un al doilea stadiu de exploatare, un alt fișier, care se apucă să cripteze toate fișierele la care are acces web serverul. Dacă cumva sunt 10 site-uri și toate sunt pe același web server și cu aceleași permisiuni, se vor cripta toate cele 10 website-uri. În genere și bazele de date, pentru că și la alea are drept de scriere web serverul. Și a doua zi, cine vizitează site-urile respective, vede doar un mare text pe care scrie README for Decrypt și de curiozitate, dacă vreți să vedeți la orice moment câte site-uri sunt criptate de către ransomware-ul de Linux, puteți să dați
google.com și inurl://readme4decrypt. Și veți vedea, pentru că sunt indexate de Google site-urile astea spoarte și criptate. Și, din nou, este foarte interesant pentru că nu necesită user interaction. Nu necesită ca cineva să dea click într-un mail sau să se ducă pe un site dubios. Ci pur și simplu faptul că ai uitat să faci update la plugin-urile de WordPress, nu ți-ai pus un firewall corespunzător în față, în momentul ăla când a ajuns virusul și pe la web serverul tău, ți-a criptat toate datele. Partea bună este că băieții de la noi au reușit să genereze, au reușit să creeze un tool care decriptează datele în toate cele patru versiuni care au apărut de acestui ransomware de Linux. Se numește KeyRanger. Și motivul pentru care a reușit chestia asta a fost la prima versiune cel puțin, un fapt destul de interesant, că băieții au uitat cheia de decriptare în virus. Și din momentul în care au reușit să punem mâna pe un sample, un fișier care cripta datele, am extras pur și simplu cheia de decriptare și folosind-o am putut să creăm o unealtă pentru decriptarea datelor. Versiunile 2, 3 și 4 nu au mai fost așa de ușoare, dar oricât au fost, cum să spun eu, am putut să generăm acea unealtă. Ransomware de OS X, iarăși o poveste foarte interesantă. Ați auzit, sau nu știu, voi fiind mai tineri, poate n-ați auzit de o chestie numită torrent. Da, mă gândeam. Clientul de torrent pe Mac se numește Transmission. Este microtorrent pe Windows, Transmission pe Mac și R-torrent sau K-torrent pe Linux. Transmission este extrem de popular, pentru că deja torrent este, cum să spun eu, nu este folosit doar pentru descărcat și piratat filme și muzică sau jocuri. Torrentul este aplicația preferată și protocolul preferat de download pentru cam toate aplicațiile acum. Cred că și Microsoft Windows își livrează ISO-urile prin torente în unele situații. World of Warcraft, celebrul joc de la Blizzard, torrent. Pentru că este mult mai eficient pentru mine ca și firmă să livrez 14 giga către un milion de oameni prin această formulă, decât să livrez pur și simplu 14 giga la fiecare. Bun. Transmission au fost sparți. Într-o martie 2016, site-ul Transmission a fost spart și din site-ul Transmission băieții s-au dus mai departe până în serverele care țineau codul sursă de la Transmission. Și întâmplarea făcea că pe lângă codul sursă, acolo erau stocate și cheile de dezvoltator generate de către Apple pentru Transmission. Cheile astea ce fac? Măsura de protecție pe care Apple a implementat-o în macOS pentru a proteja utilizatorii se numește Gatekeeper. Și Gatekeeper spune așa, dacă aplicația nu a fost semnată de un developer aprobat de Apple, nu o poți executa. Ceea ce, cum să spun, ar suna destul de ok. Deci, repet, dacă aplicația nu este semnată de un developer agreat și aprobat de Apple, nu se poate executa. Transmission erau developeri agreați și aprobați de Apple. Și certificatul lor de developer dat de Apple era la ei pe servere. Băieții au intrat la certificatul, au modificat codul sursă, au injectat ransomware în codul sursă și l-au resemnat cu cheia de developer aprobat Apple de la Transmission. Au pus aplicația pe site ca și update și toți cei care și-au făcut update la Transmission în seara aia s-au trezit cu Mac-urile criptate. Și dacă nu aveau backup, în unele situații s-au trezit și cu backup-urile criptate. Pentru că păcate asta de ransomware, criptează absolut toate datele la care poți să aibă acces. Și dacă ești conectat la locul în care îți faci backup, îți criptează și backup-ul. Și în momentul ăla, eu personal, de exemplu, nu foloseam antivirus în momentul ăla pe laptop, spre rușinea mea. Și recunosc că m-a trecut așa un fior, am simțit că a trecut așa glonțul pe la ureche. Pentru că install update. De ce nu? Este developer agreat de Apple, tot ok. Și puteam să rămân și eu fără date. Și mai nou, acum o lună sau două, am văzut și primul ransomware de Smart TV. O să intrăm în partea a doua zile din povestea cu IoT-uri, dar majoritatea Smart TV-urilor rulează Android. Ransomware de Android a apărut de vreun an jumate, doi. Ransomware de Smart TV era așa, o continuitate naturală
a ransomware-ului de Android tradițional. Cât timp mai avem? Unde, Andrian? Ah, lejer. Bun. Hai să vorbim puțin despre exploituri și vulnerabilități. Vulnerabilitățile sunt acele breșe, acele hibe, acele găuri, ca să spun așa, acele mici greșeli de dezvoltare făcute în diverse aplicații și servicii, iar exploiturile sunt uneltele cu care sunt exploatate acele vulnerabilități pentru a obține diverse privilegii. Și nu o să vorbim despre absolut toate, dar o să vorbim, de exemplu, despre Heartbleed. Presupun că, nu știu, hai să vedem, câtă lume a auzit de Heartbleed? Că a fost destul de celebru la vremea lui. Heartbleed, dar cine știe de ce a apărut Heartbleed? Oh. Heartbleed este o vulnerabilitate, în primul și în primul rând, într-un protocol, într-o aplicație numită OpenSSL. OpenSSL este folosit la nivel mondial pentru a stabili sesiuni criptate între clienți și servere. În cel mai simplu exemplu, browserul vostru și google.com. În momentul în care vă autentificați la Gmail, se stabilește o sesiune criptată cu serverul de la Gmail pentru a nu putea fi văzută parola de către alții. Criptarea aceea se face folosind OpenSSL. Un developer de la OpenSSL a decis că o idee bună să lucreze de revelion. Deci, asta este povestea lui Heartbleed. Și cum stătea el și coda acolo de revelion și coda și coda și coda, toți prietenii lui erau la petreceri, el nu a fost la petreceri, și coda mai deprimat. A dat acolo git commit, a pus codul sursă în repozitoriul de OpenSSL. Procesul este foarte riguros. În momentul în care cineva actualizează codul sursă, repară ceva, pecioiește, implementează ceva nou, există un proces foarte riguros prin care acea adiție la codul sursă este verificată de diversi alți oameni. O comunitate foarte mare. Problema a fost că atunci era revelionul. Și când ăsta a dat commit și și-a submis modificările la cod, el era obosit, deprimat și a dormit, a făcut o greșeală și toți cei care trebuiau să-i verifice adiția la cod, și ei erau la fel de beți. Așa a apărut Heartbleed. Pur și simplu pentru că cel mai improbabil lucru din lume s-a întâmplat. În mod normal, când te gândești că există o serie de câteva sute de oameni care verifică și validează un lanț întreg de verificări pentru a te asigura că exact chestia asta nu se întâmplă, în acel moment, exact chestia asta s-a întâmplat. Vulnerabilitatea permitea unui atacator să citească memoria serverului, un chunk de 64 de bytes, o parte destul de mică din memoria serverului, dar putea să o facă într-un mod repetat, așa că putea să descarce nu 64, ci 64 de mega, 64 de giga din memoria activă a serverului. Iar memoria activă a serverului înseamnă efectiv ce îi trecea prin cap serverului în momentul ăla. Este o analogie foarte, foarte simplă și chiar așa funcționează. Dacă în momentul ăla cineva se autentifica, în momentul ăla prin capul serverului, prin memoria serverului trecea acesta. A accesat pagina asta și a zis că îl cheamă George și parola lui este Aneta este blondă. Și asta era în momentul ăsta în server. Și băieții, oamenii au putut să descarce din memoria serverului useri, parole, cheile private pentru certificatele SSL cu care puteau după aceea să decripteze trafic. Și a fost una dintre cele mai periculoase vulnerabilități din toate timpurile. Și una dintre problemele cele mai mari au fost că nu a fost reparată. Țin minte că în ziua în care s-a făcut public Heartbleed, un prieten de-al meu, nu eu, a încercat să vadă dacă merge la Yahoo. A mers toată ziua aia. 24 de ore Yahoo nu-și făcuse update la servere. 24 de ore puteai să citești userii și parolele clienților Yahoo. Și multă vreme după aceea, Heartbleed nu a fost patchuit. Chiar și în momentul ăsta se pare că mai sunt încă vreo 200-300 de mii de site-uri care sunt vulnerabile la Heartbleed. Da, cum vedeți, a fost atât de celebru și atât de faimos cât a primit logo, site, a apărut și până și site-urile astea nespecializate, gen ProTV, Fox News, CNN și așa mai departe.
Un alt aspect interesant sunt corporate breaches. Deja și-a ajuns undeva la vreo 1.6 miliarde de credențiale furate din aceste corporate breaches. Asta înseamnă că au fost parte atât de multe site-uri la nivel mondial în ultimii 2 ani, nu mai mult de 2 ani. Și au fost furate atât de multe date încât s-a ajuns la 1.6 miliarde de utilizatori, de date personale a utilizatorilor. Și când zic date personale, uite, în cazul Anthem, Anthem este firmă de Medicare, insurance, ce încearcă americanii să facă foarte prost la ei acolo cu Obamacare și nu știu ce. Sau Trumpcare, sau cum îi spune acum. No care. I don't care. Cam așa. Don't care. 80 de milioane de Anthem care au fost furate constau în nume, prenume, vârstă, data nașterii de fapt, social security number, adresa, istoricul adreselor, ce mașină conduce, ce înălțime are, ce greutate are, tot istoricul medical, copii, nevastă, credit card information, absolut toate informațiile despre o persoană, pentru că atunci când îți faci insurance în Statele Unite, toate informațiile astea sunt necesare ca să-ți facă profilul și să vadă cam unde te încadrezi ca barem, că trebuie să plătești pe insurance. Toate aceste informații. Deci erau și cele mai incredibile. Ce dietă are, diabet, n-are diabet și așa mai departe. De acestea, de 10 de milioane de persoane, au fost furate de la Enter. Și o mare dintre au fost publicate online. Ashley Madison este un site, era un fel de Tinder mai rudimentar, așa. De Tinder ați auzit? Nu pot să cred că nu. Nu? Nu? Nu recunoașteți, nu? Ashley Madison era un site de dating, un site de înșelat chiar, adică era specializat. Vrei să-ți înșeli soțul sau vrei să-ți înșeli soția? Ashley Madison este locul în care să faci asta. Și datele au fost făcute direct și o grămadă de site din datele alea în Ashley Madison. Pentru că, dintr-un motiv aparte, mi se pare că atunci băieții care au spart Ashley Madison au încercat să-i șantajeze, le-au cerut o sumă destul de mare de bani, că altfel fac datele publice. Ashley Madison nu știu ce au făcut, cert este că la vreo lună după ce s-a întâmplat hack-ul efectiv, datele au ajuns pe net. A tuturor celor care aveau cont la Ashley Madison. S-au lăsat, evident, gălăgie de divorțuri, multe, nu știu, mii, zeci de mii, sinucideri, asta era mai trist, da, na. Și așa mai departe. Încă un hack interesant pe care am uitat să-l pun aici a fost hack-ul de la Subway. Subway aveau și ei POS-uri, știți? Ați văzut la orice magazin, mulți au un ăsta, dita mai ecranul, atașat la casa de marcat. Ecranul ăla este un Windows XP, un Windows 2000 Professional, un ceva. Și băieții de la Subway aveau alea cu IP-uri direct accesibile din internet. Pentru că de ce să nu-ți conectezi casa de marcat la internet și să fie accesibilă de către oricine? Ce se poate întâmpla așa de rău? Și cine sunteți familiarizați cu conceptul de remote desktop pe Windows? Da, hai, cât de cât. Este un protocol prin care poți să accesezi un alt calculator de la distanță. Băieții care administrau rețeaua lui Subway îl foloseau pentru a face mentenanță pe POS-urile alea, pe casele de marcat. Și se spune că asta e ok. Dar la un moment dat a apărut o vulnerabilitate în RDP, în remote desktop protocol. Și vulnerabilitatea aia permitea, mă rog, accesul de la distanță fără parolă în calculatorile respective. Subway au rămas fără vreo mai mult de 6 milioane de dolari, efectiv furați de către băieți. Adică făceau skimming din toate clienții Subway, mai mult decât Subway, făceau skimming la cardurile de credit. Cum trecea cineva și trecea cardul de credit pe acolo, îi luau datele și pe urmă îl refoloseau. Și a spart toate casele de marcat de la Subway. Puteți să căutați pe Google, povestea e publică.
Target, nu știu dacă e pus aici, și Target a pățit-o tot cam așa. Target este un lanț de retail foarte, foarte mare din Statele Unite. Bun, cam aici se oprește prima parte a poveștii mele. O să am onoarea să le dau cuvântul colegilor mei. Vă mulțumesc pentru răbdare și ne auzim la pauză și în partea a doua. Ah, cu siguranță. Da, uite, nu sunt între. Întrebarea constă în că cei ca utilizatori nu folosesc pe Linux antivirus sau pe macOS. Nu s-a spus, cred că când ați fi... Da, adică când au virus, dar de ce că nu, în general, nu aveți oarecare dată de statistici și ceva? Ce nu se utilizează? Întrebarea este de ce nu folosesc sau câți folosesc? De ce nu folosesc? Sau câți folosesc în general? Păi să răspundem la ambele întrebări. Nu folosesc pentru că sunt neinformați. Este varianta foarte, foarte pe scurt. Adică dacă ei ar ști ce știm noi. Și mai este un motiv. Noi, de exemplu, am lansat în 2011, chiar eu personal am lansat Bitdefender Mobile Security pentru Android. Băi, nene, a fost îngrozitor. Prima parte, primul an de zile, să încercăm să creăm awareness că este nevoie de așa ceva. Pentru că eram în 1995. Până nu te infectezi, până nu pățești ceva, până nu ți se întâmplă ceva sau măcar unei persoane apropiate, zici, pe mine nu mi se întâmplă. Ăsta este motivul pentru care oamenii nu-și cumpără asigurare, nu-și cumpără antivirus și așa mai departe. Și câți s-au infectat? Păi cu ăla de la Transmission, cel puțin 15.000 de care știm noi. De oameni care și-au pierdut datele cu infecția de Transmission. Pentru puțin. Altă întrebare. În spate. Câți utilizatori s-au infectat pe Linux? Putem să vedem și acum. Ți-mi minte că spuneam cu Readme for Decrypt în URL? Nu am date statistice exacte să spun, pentru că nu știm decât toți cei care ne-au contactat pe noi. Ne-am publicat un articol pe pagina noastră de a laboratoarelor, în care am spus, dacă aveți probleme cu KeyRanger, puteți să veniți că vă ajutăm să vă decriptați datele. La noi au venit câteva sute. Și pe toți, nu, de fapt, hai să nu mint, să nu zic pe toți, că au fost câțiva care, din păcate, și-au criptat datele de vreo 3-4 ori. Și la aia n-am avut ce să facem. Nu am date exacte, dar astea sunt site-uri care în momentul ăsta sunt criptate. Dacă dăm click pe, uite, unofficialbali.com. Putem să vedem, adică punem site.md și... Da. Da. Ok. Altă întrebare? Vă rog. Microfonul, dacă se poate, Andrian. Da. Hai că o să stau pe mijloc sau cine. Așa. Aveți soluție antivirus pentru Smart TV? Aplicația de Android în momentul ăsta merge instalată pe Smart TV. Nu o marketăm ca fiind instalată pe Smart TV și nici nu am testat cu toate Smart TV-urile din lume. În schimb, avem jucăria pe care am lansat-o pentru IoT. Din păcate, e nedisponibilă în Moldova în acest moment. Dar o puteți vedea. Dacă doar o puteți vedea, Noi o avem. Este boxul de la Bitdefender. Da. Bitdefender box ăsta. O să vă rog, care au întrebări, să zicem mâna ca să-i vedem mai ușor. Bună ziua. Ați vorbit despre conlucrarea cu organele de drept. Da. Spuneți, vă rog, procedura. Se semnează un memorandum of understanding în care agreem că vrem să colaborăm. Și se întâmplă la modul următor. Instituțiile, la un moment dat, au nevoie de ajutorul nostru pentru o investigație, să spunem. Suspectează ceva.
discutăm, ne oferim experiența și expertiza pentru determinarea următorilor pași, în primul rând. Deci, înainte de toate, trebuie să clarificăm că tot ce facem este în parametrii legii și așa mai departe. Și după ce determinăm împreună următorii pași, noi ajutăm cu partea de forensics, investigații online, avem o grămadă de unelte dezvoltate prin care facem investigații. Aveți o diviziune, ceva specializat care răspunde? Este chiar echipa din biroul meu, da. Atunci vă... Putem vorbi după aceea, schimbăm cărți de vizită și sigur că da. Mulțumesc, Jay. Mai sunt întrebări? Bună ziua. Bună ziua. Bitdefender extrage date personale de pe computerele oamenilor? Da. Dar, mulțumesc pentru întrebare, nu am mai auzit-o până acum. Nu extrage date cu caracter personal identificabil, hai să spunem așa. Nu. Deci, depinde ce înțelegeți prin date personale. Dacă date personale înseamnă faptul că a fost accesat un fișier la un moment dat, da, asemenea informații colectăm. A fost accesat fișierul acesta, cu mărimea asta, MD5-ul ăsta și așa mai departe. Colectăm și a fost accesat URL-ul acesta. În schimb, nu avem acest URL a fost accesat de către Andrian. Adică, oricât de mult porn ar vedea vreunul din prietenii noștri, noi nu vom ști că este el cel care a văzut site-urile respective, ci că doar că s-a accesat de atâta ori URL-ul respectiv, s-a întâmplat un anumit lucru. Este, soluția antivirus este cel mai intim lucru de pe calculatorul vostru. Înainte de a face orice operațiune cu calculatorul, soluția antivirus zice, stai puțin, să văd eu ce faci. Aha, da, e ok, hai, poți să continui. Absolut orice. Și din păcate, soluția antivirus este printre cele prietenoase, că măcar soluția antivirus vă vrea binele. La celelalte aplicații pe care le aveți instalate pe calculator cu drept de administrator, sunt atât de politicoase și multe dintre ele nici nu anonimizează datele pe care le colectează. Și MicroTorrent, apropo, este una dintre ele. Da. Dacă nu mai sunt, atunci propun să mergem în continuare și să facem o prezentare la produsul în sine. Nu vrei pe ăsta? Ar fi interesant, dar va trebui să-l traduc la un moment dat, să-mi dau seama ce spuneți voi. Ok, bună dimineața. În primul rând, mulțumesc, m-auziți, da? Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc colaboratorilor. Da. Perfect. Gescu și alături de colegul meu Andrei, vom încerca să vă ducem în altă zonă decât cea pe care Gea a prezentat-o. Până la urmă, dacă să ne gândim, vorbim de amenințări. Vorbim de vulnerabilități. Sună foarte interesant. Ce este interesant și vreau să-i mulțumesc lui Alex și întotdeauna îmi face plăcere să merg cu el sau cu colegii lui din laborator pentru că, sincer, și noi angajați Bitdefender aflăm multe lucruri noi despre ceea ce fac, ceea ce scot din punct de vedere inovație, tehnologie. Ce este foarte interesant, că puneți întrebări și ne bucură acest aspect. Aș vrea să vă pun și o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, în acest moment, folosesc o soluție de securitate? Aș vrea să ridicați mâna. Wow, felicitări și mă bucură. Pentru cei care nu folosesc o soluție de securitate în acest moment, vă recomand să folosiți o soluție de securitate. Și împreună o să vă spunem de ce. Toată povestea aceasta de cybercrime, de vulnerabilități, de furt de date, dacă stăm să ne gândim, unde duc toate acestea? Din punctul nostru de vedere și cu siguranță și al dumneavoastră, duc la pierdere de bani. Până la urmă, gândiți-vă, atât în zona de business, cât și în zona personală, ce înseamnă să vă pierdeți datele personale sau o companie să piardă rețeta pentru
bomboanele bucuria, să spunem. Ce s-ar întâmpla cu respectiva companie, respectiva fabrică, dacă ar pierde rețeta, iar un alt competitor ar prelua-o și ar vinde mai departe? Gândiți-vă că asta ar însemna pierdere de bani. A pierde bani, a opri procesul de producție, iar fabrica să dea faliment. Bun. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, din punct de vedere utilizator, să nu mai aveți acces la contacte, fotografii, date personale? Care dintre dumneavoastră a pierdut telefonul în această viață minunată? Nimeni? Nu și-a pierdut telefonul sau i s-a fost furat? Nu? Bun. Care a fost senzația? Wow! Vreau să sun pe X. Nu știu numărul. Sau poate îmi cer scuze. Câți dintre dumneavoastră numerele de telefon pe de rost ale prietenilor? Toate numerele din telefon? Bănuiesc că aveți mai mult de 3. Sunt sigur. Felicitări. 50. Felicitări. Eu recunosc. Știu 3 numere de telefon. Familia și soția. La cel mic încă nu am reușit să știu numărul de telefon. Asta în care nici numărul de telefon Bitdefender nu știu pe de rost. De aceea o să-mi parcă-ți de vizită sau îl citesc de pe un slide. Ok, bun. Toată povestea de amenințări și vulnerabilități din punctul nostru de vedere se traduce până la urmă în minimizarea riscului. Minimizarea riscului de a fi infectat, de a fi atacat și protecția datelor. Acolo trebuie să ajungem, să conștientizăm că pierderea acestor date duce la pierderea banilor. Din punct de vedere, ca să luăm altfel, noi suntem good guys, ei sunt bad guys. Încercăm să fim cu un pas înaintea lor. Ce povestea Alex, din punct de vedere research, development, de ce compania investește foarte mult? Pentru că este nevoie, este necesar. Atacurile sunt ori mai persistente. Câți dintre dumneavoastră au reținut cam câte, să spunem, noi amenințări sunt pe zi? 350, corect? 350.000, da, pe zi. Făcând un calcul, noi vorbim de aproximativ o oră. Asta înseamnă că deja într-o oră au apărut undeva la 14.000, aproape 15.000 de noi malware. Deci se lucrează. Se lucrează pentru că vor să facă bani. De aceea suntem și noi aici, încercăm să fim. Ca și agenda. Discutăm de Bitdefender, discutăm de tehnologii de integrare, discutăm și vom discuta de soluția până la urmă pe care noi Bitdefender o propunem atât în zona de business cât și cea amintit Jay, soluția pentru consumer și de ce propunem Bitdefender și ce ne face câștigători. Și bineînțeles ne lăudăm, apropo de premii, validarea și argumentarea că Bitdefender este soluția optimă pentru infrastructură sau pentru o casă este dată, bineînțeles, de acele teste independente, dar noi ne dorim ca dumneavoastră să ne validați. Și de aceea vă transmitem acest mesaj. Testați soluția. Și fiecare dintre dumneavoastră, și povestiți vorba aceea și prietenilor, soluția de securitate trebuie să existe atât într-o companie cât și în casă. De ce? Pentru a minimiza un risc. Bun. Vorbeam de peste 500 de milioane de utilizatori. Sperăm să fiți și dumneavoastră și să aduceți creșterea la acea sumă. Vorbim de integrare. Din cei 500 de milioane de utilizatori, după cum spunea și Alex, avem parteneriate, ne deschidem către tehnologie. De ce? Fără infrastructură, că vorbim de servere, network, storage, mediu virtual, data center, nu am fi aici. Este foarte important să avem parteneriate cu diferite companii și să conlucrăm astfel încât orice soluție care este pe piață, că este în zona de infrastructură sau este în zona de software, să poată să respingă respectivele atacuri. Așadar, dacă stăm să ne gândim, vorbim de peste 150 de parteneriate. Poate sunt companii pe care le cunoașteți. Și vă asigur că sunt companii foarte mari. Atât în zona de software, cât și în zona de infrastructură. Ce se întâmplă? Vin către noi, colaborează cu colegii lui Alex și alte departamente de dezvoltare și le punem la dispoziție
o parte din tehnologia Bitdefender, folosesc motoarele Bitdefender în soluțiile lor, le integrează, bineînțeles, cu serviciile, produsele pe care le dau în piață, astfel încât să spună, da, am scos un produs sigur, eficient și productiv. Și, bineînțeles, performant, că dacă vă aduceți aminte zona de teste, vorbim de performanță, eficiență și detecție. Ajutăm și împreună ne putem duce global astfel încât dumneavoastră și companiile noastre să fie securizate. Este foarte, foarte important. Bun. Vorbim de parteneriate, vorbim de mediu virtual, vorbim de data center, vorbim de cloud. Avem parteneriate cu cei mai mari, că vorbim de VMware, că vorbim de cei de la Citrix, că vorbim de Microsoft. Ne integrăm în soluțiile acestora astfel încât toată tehnologia să fie pusă la dispoziție. Din nou mă întorc și spun, software, hardware, combinate pentru a vă oferi optimizare și productivitate. Vorbeam de teste, din nou mă întorc. Vorbim de teste în zona mediului virtual și aici colegul meu Andrei o să revină și să vă prezinte de ce soluția în mediu virtual, ce putem face, că până la urmă într-o infrastructură, că vorbim de stații de lucru, desktopuri, laptopuri, servere, fizice, virtuale, mail, dispozitive mobile, toate acestea ar trebui protejate. Orice dispozitiv care nu este protejat, bineînțeles că reprezintă o breșă de securitate. Primim teste, primim note pe ceea ce facem și vă asigur că suntem pe primul loc. Mediu virtual din nou. Bun, din punct de vedere prezență globală, de ce suntem numărul 1, ce se întâmplă cu cei 500 de milioane de utilizatori. Am trei slide-uri pe care aș vrea să le prezint și să vă dați seama ce se întâmplă din punct de vedere amenințări, ce se întâmplă cu ceilalți mari jucători din piață la nivel de accesări. Și acum, ca să o luăm altfel, cloud-ul Bitdefender se numește Global Protecting Network, dar trec peste partea aceasta. Haideți să ne dăm seama. De Twitter ați auzit? Da, bun. Perfect. Din punct de vedere, să spunem, accesări, avem niște studii în care zona de este accesată undeva la 4.000 de tweet-uri pe secundă. Ce mai știm? Facebook-ul? 50.000 de like folosit. A dat cineva un like în acest moment? Nu? Înseamnă că sunteți atenți și vă mulțumesc de altfel. Bun. Haideți să ne uităm. 75.000 de postări. Sună interesant? Haideți să vedem ce se întâmplă în cloud-ul Bitdefender. Sunt peste 250.000 de request-uri în cloud-ul Bitdefender. Ce înseamnă asta? Că cu ajutorul senzorilor Bitdefender și a celor soluții instalate la nivel de endpoint, primim request-uri. Request-uri care se traduc în vreau să accesez acest fișier, am primit un mail, are un comportament suspect. Cloud-ul Bitdefender reușește, mai puțin de 3 secunde, să răspundă, să spună, da, este un comportament malițios, este un virus, există deja o semnătură. Așadar, că dumneavoastră de aici, din Chișinău, accesați un site, iar același URL accesat în Japonia, va primi același răspuns. Dacă de aici se va transmite automat că URL-ul prezintă un risc, se blochează și automat cel din Japonia va primi același răspuns. Și totul se întâmplă mai puțin de 3 secunde. Ce spunem noi? Că suntem performanți și dorim să oferim încredere și cei peste 500 de milioane de utilizatori ne-au acordat această încredere pentru că vor să-și protejeze afacerea. A proteja afacerea, până la urmă, din punctul nostru de vedere, și sunt sigur că și al noastră, înseamnă trebuie să fiu competitiv în ceea ce fac. Dar dacă eu, fabrica de bomboane, trebuie să vând, producția să meargă, mașina să încarce și să se ducă la diverse magazine. După cum spuneam, se oprește producția, competiția, va face ea acest tur de forță și va împinge bomboanele respective la magazinele din Chișinău. Asta înseamnă că unul pierde, celălalt câștigă. Din punctul dumneavoastră de vedere, se întâmplă același lucru. Afacerea dumneavoastră trebuie să meargă. Dacă nu va merge, va fi cel de lângă dumneavoastră. Ce facem noi, până la urmă, dorim să fim alături și să minimizăm riscul
ca afacerea noastră să se oprească. Bun. Riscuri, amenințări, peste 500 de milioane de utilizatori, dar întorcându-mă, trebuie să venim și cu ceva concret. Acel concret, până la urmă, este dat de soluția Bitdefender care se instalează. Că vorbim de deployment, cât de ușor este, ce punem la dispoziție și ce tehnologii avem în spate, și aici o să-l rog pe colegul meu, Andrei, să preia discuția din punct de vedere soluție Bitdefender, să vă dați seama ce ușor este să instalezi o soluție de securitate, ce înseamnă să ai o soluție de securitate și de ce să ai o soluție de securitate. Iar la finalul prezentării împreună sperăm să răspundem întrebărilor și să vă transmitem acel mesaj de ce Bitdefender trebuie să fie soluția optimă pentru dumneavoastră, pentru compania dumneavoastră și, bineînțeles, să primim provocări. Provocări care vor fi întotdeauna, respectiv acele amenințări, dar să fim împreună astfel încât să putem să răspundem acelor atacuri. Eu vă mulțumesc și o să rămân alături de Andrei și cu siguranță vă sunt la dispoziție. Andrei, te rog. Mulțumesc, Ion. Mă văd obligat să încep cu o precizare în urma prezentării lui Ion. Nu vă așteptați să vă prezint chestii mult prea tehnice. Nu sunt tehnic. Eu sunt vânzător. Dar voi încerca să fac alături de dumneavoastră o incursiune în lumea Bitdefender, o incursiune în Gravity Zone. Bănuiesc că majoritatea din sală cunoașteți portofoliu. L-ați văzut, nu este nou. E lansat, are deja 3 ani de zile, Ion? Da. Cam de 3 ani este lansat. Dar îmi face plăcere să reamintesc. Este unul dintre cele mai simple portofolii pentru soluții complexe. Avem doar 3 bundle-uri, 3 variante. Primele două bundle, Business Security și Advanced Business Security, pentru ca în ultima parte să vedeți, așa zisul meniu a la carte, versiunea de Enterprise Security. Considerați oportun să insistăm asupra pe această prezentare de portofoliu? Ca și diferențe majore, primul bundle, Business Security, poate securiza doar device-urile de tip desktop și server fizice și virtuale. Dacă doriți ceva mai avansat, trecem spre partea de Advanced Business Security și vă vor fi introduse ca și opțiuni securitatea pentru device-urile mobile și securitatea pentru Exchange. În cazul în care doriți o soluție modulară, perfect scalabilă pe nevoile dumneavoastră, veți alege partea de soluții Enterprise. Când vom... diferența majoră între Enterprise, pentru că majoritatea vor întreba, ok, de ce aș cumpăra Enterprise când pot să iau Advanced Business Security și să am o singură cheie și cu toate licențele să jonglez între device-uri? Răspunsul este simplu. Produsul Enterprise va aduce facilități și add-on-uri noi, diferite de cele din Advanced Business Security. În minte îmi vin acum Report Builder-ul, Application Control, la vaccinul. În viitor vor mai fi lansate Patch Management Update-ul și Full Disk Encryption-ul. Repet, toate cele enumerate sunt disponibile doar pentru... Ne tot auziți. Pe mine personal mă tot auziți vorbind de 3 ani deja. Gravity Zone. Da, face plăcere să mă repet. Gravity Zone pentru noi este un principiu. Este un principiu al gravitației în jurul unui singur punct. Avem cele 3 puncte. Mai ține minte cineva care sunt cele 3 puncte unice în jurul cărora gravitează soluția Gravity Zone? Nimeni? Consolă unică de management, un singur agent de instalare și o singură rețea globală, acel Global Protective Network. O singură rețea în care sunt conectați toate cele 500 de milioane, mai mult de 500 de milioane de device-uri. Ne place să spunem că Gravity Zone este o soluție ce oferă protecție completă pentru tot ceea ce noi definim endpoint. Din punctul nostru de vedere, endpoint-ul
Noi definim endpoint-ul ca ce bine ar fi dacă ar merge. Definim endpoint-ul ca mediu fizic, PC-uri, servere, mediu virtual, dacă ne uităm, găsim și acolo desktop-uri virtuale, servere virtuale și nu merge pointerul. Mediu mobil, după cum ați aflat de la J, acum aproximativ jumătate de oră, device-urile mobile sunt o breșă importantă în securitatea unei companii. Device-urile mobile pot crea mari neplăceri. Bănuiesc că majoritatea din sală își verifică mail-urile de pe un telefon mobil în acest moment, nu? Dacă ar dori. Și, desigur, reveni la mail, securitatea pentru Exchange. Arhitectura este simplă. Practic, majoritatea soluțiilor noastre au plecat de acum 4 ani de zile, 5 ani de zile, mă refer la mediul virtual. Pentru că ceea ce am adus noi acum 2 ani de zile a fost practic translatarea infrastructurii sau translatarea soluțiilor folosite în mediul virtual către mediul fizic. Practic veți descoperi, sau dacă nu ați descoperit deja, veți descoperi, cred eu cu plăcere, că noi nu facem rabat la securitate. În schimb, folosind modul de scanare centralizată, resursele sunt mult economisite. V-am spus de consolă unică. Control Center se numește. Gravity Zone Control Center. Dacă e să ne gândim din punct de vedere comercial, care este principala particularitate a acestei console? Poftim? Spuneam din punct de vedere comercial. Nu. Da. Este ieftin, gratis. Nu că e ieftin. Exact. Este chiar gratis. Noi nu licențiem consola. Nu solicităm bani pentru consolă. Un utilizator final, în funcție de infrastructura sa, își poate instala oricâtă console dorește. Noi licențiem end-useri. Dar dacă ar fi să ne uităm la partea tehnică, ce putem spune despre consola Bitdefender, despre Control Center? Mulțumesc, Vadim. Un răspuns foarte bun, dar exact ca în banc, eu mă gândeam la altceva. Mă gândeam, consola este o mașină virtuală. Toată lumea când aude de mașini virtuale se gândește, eu nu am un mediu virtual instalat. Pentru a instala un mediu virtual va trebui să plătesc licențe pentru hipervizor. Și pentru server. Da, dar banii de server pentru resursele fizice, practic, le vei aloca în cazul lor cărui tip de consolă, chiar dacă este aplicație sau chiar dacă este mașină virtuală. Ne place să vă spunem că aplicația noastră de management, consola noastră, este agnostică de hipervizor. Practic, este compatibilă cu toate hipervizoarele cunoscute în acest moment. Și vă mai zic un secret din interior, dacă veți găsi un hipervizor pe care noi nu-l cunoaștem în acest moment și nu asigurăm compatibilitatea, se ridică un tichet și durează aproximativ o săptămână și veți avea imaginea corespunzătoare pentru respectivul hipervizor. Practic, dacă ar fi să instalăm într-o rețea, aceasta ar fi arhitectura ei. Am avea o consolă de management. Tot încerc să vă arăt, dar nu merge pointerul. Este mult prea puternic ecranul. Avem o consolă de management din care vom putea să setăm, să facem politicile de securitate pentru mediul virtual, mediul fizic, mediul de mobil și pentru exchange-uri. Ce am adus noi? Toată lumea, întotdeauna, până acum 2 ore, când vorbeam cu Ion, mi-am dat seama că eu începeam prezentările complet greșit. Vorbeam despre securitatea la nivel de endpoint, despre ceea ce am adus nou. Și la un moment dat ajungeam într-un punct în care mă blocam. Realizam că interlocutorii mei pur și simplu nu știau cum facem noi
cum asigurăm securitatea pentru mediul virtual. Și m-am gândit să încep practic cu acest lucru. Până acum 5 ani de zile, pentru a securiza mașinile virtuale se aplica același principiu ca și pentru PC-urile fizice. Se lua agentul full cu totul și se instala pe fiecare mașină virtuală. Departamentul nostru de R&D a constatat faptul că existau foarte multe plângeri. Mulți clienți, generic vorbind în piață, nu doar clienți Bitdefender, se plângeau de faptul că le sunt mâncate resurse, că li se blochează nodurile fizice, că practic sunt încălcate în mod grosolan chiar principiile virtualizării, a consolidării de resurse. Și atunci, pentru mediul virtual, au venit cu o soluție revoluționară la acea dată. Practic, era o inovație. S-a propus pentru prima dată conceptul de offload de scanare. Scanarea propriu-zisă să nu se mai facă în interiorul mașinii virtuale. Să nu se mai aducă pe mașina virtuală, să nu se mai aducă motoarele de scanare și, foarte important, nici bazele de semnături. Toate acestea se aduceau în acest security server și în continuare se aduc și fiecare mașină își trimite fișierele suspecte, le trimite către acest security server. Îmi vei zice, ok, am mai auzit asta. Da, dar noi asta făceam acum 6-7 ani de zile. În plus, spre deosebire de mulți alți concurenți, utilizând soluția Bitdefender, nu sunteți nevoiți să instalați acel Security Virtual Appliance, acel server virtual de scanare, pe fiecare nod. Practic, puteți seta mai multe noduri. Îi puteți spune unui nod să se ducă să-și facă scanările pe un SVA instalat în altă parte în data center, pe un alt server fizic. Dar această libertate de a nu pune un SVA, de a nu obliga clientul să-și pună un SVA pe fiecare nod fizic, practic ne-a condus și mai departe și am adus alte îmbunătățiri. Aceste SVA-uri pot fi setate în modul de load balancing sau pot fi setate într-un mod de high availability. High availability vă veți gândi pentru ce într-o soluție de securitate. Simplu, pentru liniștea dumneavoastră. Veți fi siguri că în cazul în care va pica un SVA, toate celelalte mașini, toate mașinile alocate lui, vor ști să se ducă către un alt SVA din rețea. Și în sfârșit pot să ajung la, să spunem, cel mai vândut produs Bitdefender. Cea mai vândută variantă. Security for endpoints, physical workstation și physical servers. De ce am făcut introducerea în mediul virtual? Pentru că acum 2 ani de zile, tot colegii mei au văzut, sunt foarte multe PC-uri care nu au suficiente resurse. Ori sunt depășite fizic, sunt mai vechi și nu au memorie, putere de procesare, ori pur și simplu sunt puse să facă mult prea multe lucruri. Și pentru acele PC-uri, resursele sunt foarte, foarte importante. Și au zis, dar dacă noi avem această tehnologie în mediul virtual, nu am putea să o translatăm și către mediul fizic? Și în acel moment s-au pus pe treabă și au translatat tehnologia prezentată mai înainte, au translatat-o și către mediul fizic. Dacă până în 2014, 2015, până în aprilie 2015, pe piață exista un singur mod de scanare, toată lumea știe să facă, acel mod clasic, așa numitul local scan. Practic, scanarea locală presupune downloadarea agentului întreg, cu bază de date, cu motoare de scanare, cu procese euristice, tot, dacă există la unele soluții, pe stația respectivă. În funcție de producător, în funcție de soluția instalată, PC-ul respectiv se va mișca mai bine sau mai puțin bine, va fi mai protejat sau mai puțin protejat. Odată cu introducerea principiului de
offload de scanare și pentru mediul fizic, colegii mei au propus în piață, noi Bitdefender am propus în piață încă două moduri. Hybrid scan, în care practic mașinile virtuale de scanare sunt instalate în cloudul Bitdefender, în acel GPN, și central scan. În cel de-al treilea caz, în scanarea centralizată, mașinile de scanare virtuale sunt instalate în rețeaua dumneavoastră. Mă veți întreba de ce l-am pus în această ordine și nu central scan imediat a doua. Răspunsul meu este simplu. Pentru că privind de la stânga la dreapta, practic modul de scanare hibridă necesită 50% din resursele pe care le solicită modul de scanare locală, în timp ce modul de scanare centralizată necesită 25% din resursele pe care le solicită modul de scanare locală. Practic, le-am aliniat de la stânga la dreapta după economia de resurse. V-am spus de o altă componentă integrată în consola noastră. Securitatea pentru exchange. Aici e simplu. Putem povesti în câteva vorbe ceea ce voi și face. Asigurăm anti-spam bidirecțional și anti-malware unidirecțional pe intrare, practic. Foarte mulți clienți se uită la mine când le spun de anti-spam bidirecțional și mă întreabă bidirecțional, la ce m-ar ajuta un anti-spam bidirecțional? Cum adică pe ieșire? Să oprești spamurile pe ieșire? Au fost situații în care în rețele mari sau mai mici, au fost compromise PC-uri din interiorul rețelei. Practic au fost transformate în bot, în botnet. Acele PC-uri au început să se comporte ca servere de spam. Au început să trimită spamuri. Care a fost ce a văzut clientul prima dată sau după ceva timp ce a constatat că întreg domeniul lui a fost blacklistat. Nu mai putea trimite mail-uri, nu mai putea primi mail-uri. Este o experiență neplăcută. Mi-au povestit-o, nu am trăit-o, dar mi-au povestit-o în România câțiva parteneri. Am înțeles că nu durează mult, durează, e de ordinul zilelor, de listarea, dar acele zile îți par o eternitate. Practic sunt un coșmar pentru orice companie. Toți partenerii tăi vor vedea, te vor vedea în blacklist. Toți partenerii tăi nu îți vor putea trimite mail-uri. Va trebui să accesezi soluții mai puțin securizate, va trebui să folosești mail-uri publice, de genul Yahoo-ului, ceea ce s-ar putea, în cel mai rău caz, să ridice semne de întrebare partenerilor voștri. Pentru asta este util modulul anti-spam bidirecțional. Andrei, ca și o completare, dacă îmi permiți. Știați că peste 100% din infecțiile care se produc sau amenințările care vin pe mail. Ce este interesant este faptul că acele mail-uri pe care le primiți sau de care ați auzit, gen, ați câștigat o excursie, ați câștigat $1,000,000. Haideți să vă întreb altfel. Ați văzut acest gen de mail? Ați primit vreodată? Minunat. Și ce ați făcut? V-ați bucurat? Ați dat click pe respectivul atașament? Nu? Foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, ce dorim să transmitem? Mesajul de a gândi, a ne întreba sau să ne punem întrebarea, wow, ce mail interesant, am câștigat $1,000,000. Puneți-vă întrebarea, de ce l-am primit, de la cine, cunosc respectiva persoană sau, pe scurt, am aplicat la vreun concurs, am pus bani la loto. Asta ar trebui să ducă în zona noastră de întrebare. Wow, am niște mail-uri primite. Cunosc persoanele? Nu. Ștergeți-le. Aveți diverse promoții, programe care vă vin pe mail. Sau cel mai simplu, zona de felicitări, ți-a venit coletul. Trebuie să ridici. Uite anunțul și iată PDF-ul cu înștiințarea. Puneți-vă întrebarea. Am cumpărat ceva de pe un site? Aștept un colet? Toate aceste mail-uri care vin și de aceste foarte importantă protecția pe Exchange sau pe Linux, pe mail până la urmă,
se datorează faptului că peste 80%, după cum spuneau, vin pe mail și se pot infecta. Mulțumesc. Andrei, te rog. Mulțumesc, Ion, pentru adăugare. Și ca să fac și eu o paranteză la paranteza colegului meu, un alt aspect foarte important în această soluție de securitate for mail server exchange este partea de anti-phishing. Practic, iar s-a constatat faptul că, exact cum zicea Ion, cel mai mare vector de răspândire a infecțiilor de tip ransomware a fost mail-ul. Vestitele mail-uri care conțineau rog plată urgentă factură. Au fost cazuri de mail-uri de atacuri targetate în care, practic, unui utilizator, unui angajat într-o companie, îi apărea în inbox că ar fi primit un mail de la directorul general, directorul adjunct, directorul financiar și tot soiul de manageri care îi spuneau direct, plătește această factură. Sau vezi ce-i cu factura asta, plătește. Era suficient ca el să lanseze factura și infecția CryptoLocker-ul, ransomware-ul își făcea treaba. Cum va ajuta anti-phishing-ul? Blochează impersonarea respectivelor adrese de mail. El vede, testează și vede că respectivul mail nu a fost trimis de pe un IP legitim al companiei. Și atunci blochează respectivul mail. Aveți întrebări legate de partea de exchange sau... Și partea de securitate pentru device-urile mobile, pentru Android și iOS. Practic, vă permite să blocați ecranul, să faceți enforcement, să forțați aplicarea politicilor de securitate, să ștergeți device-urile de la distanță, pentru că, așa cum am precizat la începutul prezentării, majoritatea dintre noi folosim mobilul nu doar pentru a da telefoane și a ne accesa Facebook-ul. Primim mail-uri, răspundem la mail-uri. Avem o adresă, eu personal cred că am aproximativ 600 de contacte în telefon. Nu prea mi-ar surâde ideea ca respectivele contacte să devină publice. Și bănuiesc că nu sunt singurul în această situație. Dar s-a constatat că, indiferent ce eforturi am face, cel puțin pentru mediul virtual, nu putem asigura o securitate completă. Nu cu soluțiile clasice. Hai să recunoaștem. Deja și soluțiile de protecție la nivel de endpoint în mediul virtual, chiar și soluția noastră, este o soluție clasică. Ea îți asigură securitatea doar pentru ceea ce vede sistemul de operare. Și atunci noi am aruncat în piață, am propus în piață Bitdefender HVI, Hypervisor Memory Introspection. De unde a plecat? Nevoia. Care a fost nevoia care a generat această soluție? În urma unor studii s-a constatat că 89, că lăcomia este principala cauză de generare a atacurilor targetate. Practic, 89% din atacuri au ori interese financiare, ori interese de spionaj. Practic, tot în interese financiare, traducându-se. O breșă, în momentul de față, poate intra și sta nedetectată minim 5 luni. De fapt, media de detecție a breșelor este de 5 luni de zile. Ceea ce este cel mai grav, să spunem, sau un lucru care agravează această situație, este că în peste jumătate, peste 50% din cazuri, respectiva breșă nu poate fi descoperită cu ajutorul departamentelor interne. Sunt necesare audituri din exterior. Asta nu vă spun colegii mei. Sunt studii de specialitate pe această temă. Sunt studii care ele spun, eu doar le citez. Mai degrabă este o realitate. Nu neapărat studii, este o realitate a ceea ce se întâmplă în piață. Gândiți-vă că în infrastructura dumneavoastră există cineva pe care nu-l vedeți, vă citește datele, transmite către entitate
și peste 5-7 luni vă dați seama că toate informațiile noastre, confidențiale, sunt publicate, exact ce povestea Jay. Problema se pune din punct de vedere infrastructură și soluții de securitate pe care le aveți implementate. Ok, ți-a intrat în companie, a găsit o breșă de securitate, departamentul intern de care povestește Andrei își dă seama că există cineva acolo sau nu, în cât timp îl descoperă și, bineînțeles, să afle informațiile de tipul wow, ce a încercat respectivul atacator să facă, ce fișiere mi-a accesat, ce a furat și a dat în exteriorul companiei. Și de aceea, din acest punct de vedere, partea aceasta de HVI, introspecția hipervizorului la nivel de memorie, într-un parteneriat cu Citrix, care durea și a început, de fapt, de aproximativ 5 ani, ne duce la un alt nivel de securitate. Te rog. Mulțumesc. Și vă veți pune întrebarea. Totuși, voi sunteți Bitdefender. Există și alte soluții. Cum puteți spune că nu oferiți o protecție 100%? Nu oferim o protecție 100%. Da, pot spune asta. Nu pentru amenințările. Pentru că în mediul virtual, în special în mediul virtual, în punctul, după cum v-am precizat, se uită la nivelul sistem de operare. El are privilegii doar în interiorul sistemului de operare. Și da, putem oferi un procent de aproape 100% pentru tot ceea ce se întâmplă la nivel. Ne uităm pe primul rând. Dar ce ne facem când amenințarea respectivă are aceleași privilegii cu noi? Sau chiar mai mari? În acel moment, pentru orice soluție de securitate la nivel de endpoint, amenințarea respectivă este invizibilă. Nu poate fi văzută. Orice soluție de securitate se uită și spune nu am nicio problemă aici, nu se întâmplă nimic suspect. Și totuși, în colaborare cu Citrix și cu Intel, colegii mei au descoperit că orice amenințare, orice proces se urmă în memorie. Și atunci au spus, ce ar fi să nivelul de securitate un nivel mai jos? Ceea ce de altfel am și făcut. A durat, cred că mai bine de 4 ani de zile, această colaborare. Și la începutul anului în curs, la începutul anului 2017, am reușit să lansăm pe piață cea mai nouă tehnologie a noastră, spearhead-ul de până acum, HVU, Memory Introspection. Și singura, în acest moment, din punct de vedere, soluție de securitate. Nicio altă soluție de securitate nu are ceea ce propunem noi astăzi. Și cu siguranță, o altă companie care va dori să meargă în zona asta, înseamnă să discutăm de peste 1, 2, 3, 5 ani mai departe. Și trebuie să vă fac o precizare din start. Această soluție de securitate nu înlocuiește securitatea la nivel de endpoint în mediile virtuale. Nu înlocuiește Gravity Zone for Virtual Server. Nu, ea este o soluție complementară. Ea este o soluție ce blochează atacurile targetate, blochează acele APT-uri. Dar nu se recomandă a înlătura complet soluțiile de endpoint security. Mă repet, este o soluție complementară. Și îmi veți spune, totuși, majoritatea au venit și au întrebat, ok, dacă acele amenințări se duc la nivel de kernel, se duc foarte jos, compromis sistemele de securitate existente, de ce nu o compromis și pe aceasta? Motivul este simplu, pentru că suntem complet izolați de tot ceea ce se întâmplă în sistemul de operare. Suntem complet izolați de mediul virtual. Practic, ne instalăm la nivelul fizic, la nivelul hipervizorului. Citrix-ul ne-a pus la dispoziție acele API-uri de introspecție a memoriei și ai mei colegi au detectat care sunt algoritmii ce trebuie urmăriți, algoritmii de modificare a memoriei în cazul atacurilor. Și îmi vei zice, da, dar chiar voi ne-a spus mai înainte că fie
apar 250.000 de noi amenințări. 50.000, da? Și nu veți putea să știți 350.000 de comportamente, nu veți putea să localizați 350.000 de infecții, doar citind memoria. Și vă dau dreptate. Și vă reamintesc, nu target malorul la nivel de operare cu această soluție. Noi prim pe tăuri. Și atât de multă. Astfel încât colegii mei au putut să realizeze un pattern de modificare a memoriei. Au putut să vadă ce anclere de memorie, cum se modifică memoria în cazul unui atac, în cazul în care o aplicație neautorizată încearcă să compromită sistemul. Practic, prin această soluție, noi nu căutăm comportamentul, ci noi căutăm tiparul. Pentru că din multitudinea, sute de milioane de maluri, practic putem păstra doar de ordinul zecilor de tipuri de atac. Hip spray, code injection, function, happy hooking. Din câte știu, sunt aproximativ 10. Și îmi vei zice, ok, vă lăudați cu această tehnologie. De unde știm că e bună? A fost probată. Cu ajutorul HVI-ului au fost stopate toate aceste amenințări. Ați auzit de Direza? Direza este un virus bancar. Cred că Jay v-ar putea spune, dar nu știu unde a fugit. Cred că v-ar putea spune mai multe. Practic folosește principiul man in the middle, se interpune pe comunicația dintre internet banking-ul dumneavoastră și serverul băncii. Vă captează datele de autentificare și practic va face transferuri în numele dumneavoastră. Păgubit veți fi atât dumneavoastră cât și banca. Cu ajutorul Direza, din câte am înțeles de la colegii mei din laboratoare, în Singapore, în câteva secunde a reușit să le producă o pagubă de peste 80 de milioane de dolari. Și practic, pentru că ziceam de lăcomie la început, doar lăcomia atacatorilor a făcut ca respectivul atac să fie stopat. De ce? Au vrut să transfere mult mai mult și au activat un alt trigger de securitate. Dar, repet, HVI a fost testat și a blocat toate atacurile până în acest moment. Și cu ce ne mai laudăm? Avem un impact minim asupra sistemului. Din ce motiv? Noi nu ne instalăm în mașina virtuală. Noi nu scanăm mașina virtuală. Practic, noi scanăm și interpretăm memoria fizică a hipervizorului. Abia în momentul în care este detectat un atac, este detectată o intruziune, abia atunci se cere acordul utilizatorului de a se injecta un proces în mașina virtuală pentru a inspecta mai îndeaproape ceea ce se întâmplă. În plus, noi neinteracționând cu mașina virtuală, practic suntem compatibili cu absolut orice soluție de securitate instalată pe acea mașină virtuală. Nu trebuie să fie, bine, de preferat ar fi să aveți Bitdefender, dar pentru a implementa HVU nu sunteți condiționați de existența Gravity Zone pe mediul virtual. HVU, repet, este o soluție complementară, este un nou nivel de securitate introdus acum în piață. Pentru a încheia, practic, cu o recapitulare, îmi face plăcere să vă prezint noua tehnologie HVI. Un nou nivel de securitate, un nou nivel de detecție a atacurilor, nivel pus la nivelul hipervizorului, o soluție cu adevărat agentless, nu necesită instalare în mediul virtual, și care este compatibilă cu toate
layerele de securitate existente în rețeaua dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, eu și colegii mei, colegul meu, vă stăm la dispoziție. Caz contrar, vă mulțumesc pentru atenție și... Colegul meu mi-a atras atenția că el mai avea două slide-uri. De ce soluțiile Bitdefender câștigă în lupta cu competiția? Bun. Toată lumea ar zice prețul. Haideți să ne uităm dacă este trecut prețul. Nu-l văd. Foarte mulți ar zice naționalitate sau toate celelalte, că un puternic sentiment de patriotism. Da, dar Bitdefender este o companie globală. Nu am fi avut peste 500 de milioane de device-uri protejate doar din România și Republica Moldova, să fim serioși. În urma unui studiu comandat de managementul companiei noastre pentru forța de vânzări, practic este un document intern, acestea sunt cele mai principalele motive pentru care clienții Bitdefender cumpără Bitdefender și rămân fidel soluției Bitdefender. După cum vedeți, pe primul loc, performanța. Pe locul 2, într-adevăr, dumneavoastră, partenerii noștri, care ne ajutați în acest proces de vânzare și implementare a soluției noastre. Locul 3, consola de management, detecția, ușurința în utilizare și instalarea mediilor virtuale. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, neapărat că sunt locul 1, locul 2, locul 3. Fiecare dintre dumneavoastră a avut o interacțiune sau are o interacțiune cu soluțiile Bitdefender, cu partenerii Bitdefender, echipa de suport, noi și, bineînțeles, anumite lucruri sunt frumoase, altele vi le doriți sub o altă formă. Ceea ce dorim să spunem până la urmă că este foarte important să aveți o soluție de securitate, să plecați de la compania dumneavoastră sau bunurile dumneavoastră și să vă puneți o singură întrebare. Ce mă fac dacă nu le mai am sau nu mai am acces la ele? Din punct de vedere soluție de securitate, Bitdefender este o soluție ușor de utilizat, este o soluție care trebuie să devină o soluție în compania dumneavoastră, în infrastructură, foarte important. Este o soluție pe care dorim să o testați și să o validați dumneavoastră. Da, am fost la prezentarea Bitdefender. S-au lăudat, am auzit lucruri noi, informații foarte importante pentru mine și companie, dar hai să văd și eu până la urmă toate acele slide-uri pe care le-am prezentat, tehnologia pe care Andrei a prezentat-o și soluțiile de securitate, că vorbim de endpoint, că vorbim de stație de lucru, laptop, server, mediu fizic, virtual, exchange sau dispozitive mobile, mă vor ajuta pe mine. Hai să văd eu ce înseamnă consola de management. Cât de ușor este să aplic niște politici de securitate? Cât de ușor este să fac un management centralizat? Toate aceste aspecte vă vor oferi siguranța de care noi discutăm și încercăm să vă transmitem acest mesaj. Toate aceste lucruri, până la urmă, sunt menite să vă securizeze și să minimizeze riscul de a fi atacați. Cam asta este prezentarea, să spunem, prezentarea noastră. Sunt sigur că după masa de, de fapt nu masa de prânz, după o scurtă pauză, colegul nostru Alex, care va intra în zona de workshop, să spunem noi, va veni cu o sesiune live a ceea ce se întâmplă sau ceea ce se poate întâmpla la nivel de IoT din punct de vedere vulnerabilități. Mulțumim pentru prezență, răbdare și bineînțeles, dacă sunt întrebări, vă rugăm să atacați, ca să luăm altfel. Ce avem la masă aici, singurul Adrian? Vă mulțumesc pentru atenție. Și dacă prezentarea mea nu v-a trimis mesajul pe care îl doream, atunci vi-l transmit eu.
Nu ne credeți pe cuvânt, nu-i credeți pe ceilalți pe cuvânt, testați-ne. Și în privința HVI-ului, din punctul nostru de vedere, este o tehnologie care se adresează celor cărora le pasă cu adevărat de informația lor. Vă mulțumesc! Înainte de merge la pauză de masă, de cafea, că pauză de masă, deci avem două pauze, acum de cafea și pauză de masă e după, când, după eveniment. Dacă mai sunt întrebări până aici, legat de produs, legat de soluția în sine, eu aș dori să mai stăm 3 minute ca să le discutăm, da, și cei care vor fi mai activi vor fi și premiați. Am și o primă întrebare aici. La moment aveți suportul doar din partea la Citrix. Care e situația cu restul hipervizorilor? Este în lucru soluția compatibilă cu hipervizorul de la Linux, KVM, și din câte știu se poartă negocieri, dar din cauza birocrației din partea lor, se poartă negocieri cu Microsoft și cu VMware-ul. Dar nu trebuie să vă sperie acest mod de lucru. Doar că nu trebuie să vă sperie acest fapt că soluția este compatibilă doar cu Citrix, cu Zen Server 7. Sunt disponibile mai multe use case-uri și unul dintre ele și cel mai popular, cel care îmi place mie cel mai mult, este cel prin care practic se scanează, se blochează atacurile venite prin intermediul browserului de internet. Practic se achiziționează ZenApp-ul de la Citrix, care se instalează peste Zen Server și sub Zen Server se instalează HVI-ul nostru. În interiorul ZenApp-ului activați funcția de web browsing, urmând ca toate PC-urile din companie să folosească ca și browser virtual browserul instalat în ZenApp. Văd că nu sunteți chiar convinși de utilitatea acestui lucru, dar vă putem spune că atacurile venite prin intermediul netului și a mail-ului reprezintă mai mult de 87% din atacurile targetate. Concret, KVM-ul va fi lansat, compatibilitatea cu KVM-ul va fi lansată la sfârșitul acestui an. Undeva în cursul anului viitor vor fi anunțate și celelalte soluții pentru celelalte hipervizoare cunoscute. Mulțumesc, Andrei, mai este o întrebare? Bună, mă numesc Dumitru, am așa un scenariu care este puțin posibil. Să presupunem că programele lițioase nu vor mai prezenta o asemenea amenințare și întrebarea este, ar fi în stare Bitdefender să dezvolte propriile programe malițioase pentru a se menține în industrie? O clipă ca să rita Alex Cars. Salut, cine? Unde? Aici. Nu am mai auzit această întrebare până acum, dar varianta pe scurt este, avem capabilitățile tehnice, evident că avem, suntem o armată de 650 de hackeri în firmă, printre cei mai buni la nivel mondial. Dar pentru numele lui Dumnezeu, companiile antivirus nu dezvoltă virus. N-au făcut-o, n-o să facă niciodată. Da, Andrei. Avem o întrebare? Domnul Andrei, dumneavoastră ați folosit în prezentare estimări numerice, procentuale, Alex, da? Da, îmi cer iertare. Aș vrea să vă întreb următoarele. Dacă aveți cunoștințe obținute fie prin cercetări personale sau ale terților privind un algoritm sau careva algoritm care conțin parametri, ce ar aprecia, ar estima prejudiciile, cum v-ați exprimat, a furtului, excluzând de cele care pot fi faptori care țin amprenta fraudei informației, ransomware, skimming, doar ce ați folosit multe estimări. Vă rog. Alex? Nu, dumneavoastră. Mă adresez. Nu putem răspunde Ion, noi. Ion, da. Nu putem răspunde noi în locul lui? Dumnealui parcă mai mult a vehiculat cu... Dacă am înțeles eu bine întrebarea, din punct de vedere ce înseamnă valorificarea acestor amenințări, nu sunt slide-urile, nu am prezentat acestea, dar din ce știu eu și de la colegii mei, la un dolar investit, rata procentuală este de 1425% din punct de vedere bani furați. Se estimează că piața aceasta de malware
sau valorificarea acestei piețe de maluri este undeva la peste 500 de miliarde. Și este o tendință de creștere continuă. Eu cred că ai deviat puțin. Cred că întrebarea era, dacă am înțeles eu bine, puteți estima prejudiciile aduse de maluri existente în momentul acesta în piață? Corect? Noi le estimăm noi, sunt organisme abilitate care fac asta. În Statele Unite, undeva la nivelul anului 2016, s-au estimat pierderi de mai mult de 4 miliarde de dolari. Doar din atacurile cibernetice. Ceea ce vă putem spune noi, sigur, și Jay poate confirma, în urma unei acțiuni cu Jay cu Interpolul, când s-a prins, s-a prins un server de ransomware și avea în pocket mai mult de 30 de milioane de dolari. Deci asta, da, putem spune. Și nu a fost ca singular. Numai acum o lună jumate am urmărit, a apărut un nou ransomware și am reușit să ajungem până la serverul din Deep Web, din Tor, care ținea tot la fel cheile de criptare pentru ăla. Și pe urmă am urmărit portofelul Bitcoin în care primea bani și adunase în două săptămâni 10 milioane de dolari. Două săptămâni. Deci e incredibil. Și apropo, treburile astea se închiriază. Nu aș vrea să vă dau idei, dar cei care folosesc ransomware pentru a face bani sunt cei care îl dezvoltă. Niște băieți îl dezvoltă și apoi închiriază atât metoda de distribuție a ransomware-ului prin exploit kits, mail și așa mai departe, cât și virusul în sine, cu undeva la vreo 10.000 de dolari pe zi. Deci cu o investiție de 10.000 de dolari pe zi, cu riscul de a face ceva ilegal, poți avea un profit de 100, de 1.000 sau de 10.000 de ori mai mare. Jay, mulțumesc. Mai este o întrebare? Mă, există și la 5.000 dacă vrei, dar este, au și un a la carte, așa cum avem noi a la carte de protecție, așa, au și a la carte. Jay, cred că începem să dăm idei totuși. O întrebare la toți. Dacă ar fi spart site-ul Bitdefender, care ar fi pierderile și cât ar fi gata Bitdefender să chite? De fapt, ar fi gata deja să achite tot ce... Răspund eu și apoi colegii mei vor răspunde pe rând. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi site spartul Bitdefender, invers, ar fi spart site-ul Bitdefender, eu aș pleca acasă. Nu aș mai putea să mai vin în fața dumneavoastră să promovez soluțiile Bitdefender. Pe site-ul Bitdefender nu se găsește nicio informație confidențială. Tot ce înseamnă datele utilizatorilor sunt stocate în complet altă parte, un site de prezentare și atât. Este un impact de imagine, evident. Este, îți dai seama, site de securitate. Dar pot să vă spun că unul dintre proiectele în care sunt implicat este proiectul de Bug Bounty. Bug Bounty ce este? Este un proiect în care recompensăm orice cercetător de securitate care găsește o vulnerabilitate în oricare din echipamentele din infrastructura noastră. Este o aroganță imensă să crezi că echipa ta de testare, oricât de bună ar fi ea, oricât de mult Bitdefender ar scrie pe ea, este capabilă să descopere absolut toate, să aibă creativitatea să găsească absolut toate metodele de atac. Și noi, și F-Secure, și Avira, și Kaspersky, au programe din acestea de bug bounty în care vin raportări, nu vă mint, cu toată sinceritatea, din momentul în care l-am pornit în decembrie 2015, au venit o grămadă de raportări, am dat foarte mulți bani pe asemenea vulnerabilități prin care se puteau compromite într-o măsură mică, ce-i drept, diverse tipuri de echipamente din infrastructura noastră. Ca un alt exemplu, Facebook a plătit până acum 4 milioane de dolari în bug bounties. Este o inițiativă pe care, în măsura în care vă permiteți bugetul, o recomand absolut oricărei firme. Din nou, este arogant să crezi că tu poți să găsești absolut toate problemele. Ca să răspund și eu la această întrebare, trebuie să știți că compania Bitdefender este atacată zilnic. Toate acele amenințări, acele cifre pe care le-am amintit în prezentare, da, suntem atacați zilnic. Așa cum noi promovăm soluții de securitate și încercăm să minimizăm riscul companiei dumneavoastră, așa se întâmplă și la noi până la urmă. Că vorbim de o bancă, că vorbim de o companie de producție, că vorbim de o companie de securitate ca și Bitdefender, da, suntem atacați zilnic. Cu ajutorul colegilor, cu ajutorul echipelor de dezvoltare, încercăm
să fim cu un pas înaintea acestora. Din punct de vedere financiar, cu siguranță ar fi un dezastru. Nu cred că am putea estima. Dar ce este foarte important, că aceste amenințări există și suntem și noi în acest, să spunem, cerc alături de dumneavoastră. De aceea vă recomand să folosiți o soluție de securitate, să folosiți soluția Bitdefender de securitate, astfel încât să nu avem acele discuții, wow, mi-am pierdut datele, am fost infectat, am pierdut bani. Și o ultimă întrebare. Nu se recomandă, apropo, aici cu siguranță ar putea să trantă și noi nu recomandăm acea plată de ransomware. De ce? Până la urmă, ce se întâmplă cu acel atacator? De ce? Merge. Automat va da mai departe și va continua. Nu știu dacă s-a pus întrebarea. Nu, evident. Nimeni nu plătește. Adică avem acel terms and conditions care sunt acolo pentru un motiv. Soluția Bitdefender nu este perfectă, este doar cea mai bună dintre toate celelalte, dar este by no means perfect. De curiozitate, că chiar e o întrebare foarte bună și legată de ransomware. Câtă lume își face backup? Haideți, vă rog frumos. Da? Bun. Deci, ransomware, în caz că vă este frică de ransomware, backup, și mai avem o jucărie, se numește vaccin de ransomware sau ceva de genul ăsta, îl găsiți la noi pe site, care pur și simplu dezactivează funcțiile accesate de către virusi de tip ransomware, prezenți și viitori, și îi dezactivează pur și simplu. Chiar dacă nu aveți o soluție antivirus instalată, acel vaccin pur și simplu dezactivează ori funcțiile pe care ar încerca să le folosească un virus de tip ransomware. Cum am zis, o ultimă întrebare. Care este timpul de răspuns al Bitdefender în cazul apariției unei noi tip de ransomware sau noi tip de virus pentru utilizatorii deja care au soluția de Bitdefender? Este o întrebare la care răspunsul durează cel puțin jumătate de oră, dar o să încerc să-l sintetizez. Spun asta pentru că, vă dați seama, nu este o singură metodă prin care răspundem la un val de virus. Avem și de mii de sisteme automatizate, toate sistemele de cloud correlation, de event correlation, în care adunăm date din piață și vedem o nou suspect val de amenințări, poate să fie virus, poate să fie phishing, poate să fie altceva, care apare în Angola și poate se perpetuează și așa mai departe. Deci, în primul și în primul rând, avem sistemele automate. Laboratoarele sunt în ture de 24, inclusiv Revelion, inclusiv Absolut, în momentul în care e nevoie de analiză manuală. Și ca să-ți dau un exemplu foarte simpatic, eram în vizită în Cehia la partenerul nostru de acolo. Și mi-a spus, Jay, am o problemă. Ce problemă? Bitdefender nu mă lasă să accesez site-ul meu. Păi, da, uite, zice că este rău site-ul meu. Ce se întâmplase? Site-ul lui fusese spart și undeva la sub două ore după ce site-ul lui fusese spart, deja era flăguit de tot cloud-ul nostru. Deci, cred că, nu știu, la nivel de minute, din momentul în care un site a fost spart, este identificat de către cloud-ul nostru și tăguit ca fiind periculos. Și să înțeleg că și userii, adică clienții, sunt deja informați să face update automat pentru anumite pe consolă. Informați, nu, pentru că pe user nu interesează informațiile astea, dar colegul meu însuflă în casca aici 3 secunde. E mai puțin de 3 secunde, prietene. Deci nu există conceptul, nu? De update. Ca să ne înțelegem. Update-ul și semnăturile antivirus sunt o chestie de acum 20 de ani. Semnăturile și baza de date locale reprezintă undeva la vreo 60% din frontline-ul protecției. Restul este cloud. Tot, în real time. Orice resursă accesată, orice URL accesată, orice website accesată este verificată în cloud-ul Bitdefender. James, mulțumesc mult. Zic să facem pauză, pentru că pe stomacul plin întrebările merg altfel după aia. Vă mulțumesc mult și propun să ne revedem într-un sfert de oră, maxim 20 minute. E bine așa? Okay. Mulțumesc. Propun să continuăm și ultima parte a evenimentului. O să vă reținem aproximativ cam 30-35 de minute. După cum am promis,
partea a doua a evenimentului avem câteva lucruri de făcut interesante. Vom vorbi despre amenințările viitorului, riscurile viitorului. O să-l rog pe Jay să vină să facă partea asta altă și vom încerca să facem și o demonstrație live cu o priză inteligentă, ce se poate întâmpla în cazul în care avem acasă o priză inteligentă și dorim să controlăm cu ea corecțiunea, da? Și se întâmplă dacă cineva ne poate, întrebarea este, cineva poate să se conecteze la ea și după aia în casă? O să vedeți și răspunsul. Da. Nu, te las pe tine să intri. Așa? Și o să mai fie și ce am zis eu, surpriza evenimentului după. Între timp, la partea de întrebări, neapărat să ne dați întrebări, că avem cadouri pregătite și nu vrem să mergem cu ele acasă. Să zic eu o chestie interesantă, până când Jay își pregătește prezentarea lui. Noi anul ăsta am reușit să facem un lucru frumos cu Bitdefender, cât tot vorbeam de succes la începutul prezentării, că împreună am reușit să facem un succes frumos cu Bitdefender Republica Moldova. Anul ăsta am reușit, în parteneriat cu UTM-ul, să lansăm laboratorul Bitdefender. Da, este un proiect foarte interesant și nou. Detalii mai multe despre ce se va întâmpla în acest laborator o să-l facem separat pentru un press release, dar o să facem chiar un eveniment dedicat împreună cu UTM-ul și o să vă dăm răspuns la toate întrebările voastre. Ideea simplă este că în cadrul laboratorului se vor face lucruri interesante și va fi în ajutorul și universității, da, de a testa multe tehnologii. Da, este o chestie interesantă și sperăm ca să fie de interes comun, dar cel mai mult pentru, așa frumos, pentru țara noastră. Și mulțumim Bitdefender pentru implicare și UTM-ul pentru încredere. Da? Deci asta este oficial, se va crea un laborator în scurt timp. Jay, cred că între timp te-ai și pregătit, da? Așa că îți dau legătura. Mulțumesc pentru legătură. Da. Mi-a și tu ăsta. Mersi. Gata? Vă e foame? Încă nu? Ce-am făcut? Tehnologia modernă. Bun. Mihai nu este aici, nu? N-a ajuns azi. Eram în prima seară când am aterizat în Chișinău, acum două zile. Ajunge imediat, cam într-o sfert de oră. Poți, da? Da. Că vreau să-l bârfesc. Și eram seara la un pahar de apă cu malți și după al doilea pahar, colegul Mihai îmi spune: băi, Jay, ce faci, mă, cu IoT-urile în Chișinău? Aici nu prea... Încă nu s-au dezvoltat atât de mult. O să mă gândeam dacă să-i dau dreptate sau nu. Până ieri, când am vizitat pitorescul oraș Cahul, la un eveniment, și băieții de la StarNet au publicat, aveau acest slide, în care spuneau cum ei vor pune această tehnologie nouă prin care vei putea accesa internetul direct de pe televizor. Și în momentul ăla, în mintea mea, că, din nou, jobul nostru și echipele cu care lucrez eu este ca absolut orice jucărie conectată să vedem dacă poate fi exploatată într-un fel sau altul. Început să se miște rotițele. Oare ce se poate întâmpla rău dacă accesezi internetul de pe televizor? Păi foarte, foarte multe. Și o să detaliem chestia asta. Morala fabulei este că mulți oameni nu conștientizează că trăiesc într-o casă inteligentă, deși nu și-au cumpărat, de exemplu, un termostat inteligent, o chestie populară. În schimb, am văzut peste tot pe aici camere de supraveghere. Sunt? Sunt în Chișinău camere de supraveghere, nu? Păi... A, chiar și monitorizarea de pe străzi, da. Păi, de curiozitate, chiar am... Există un site, ia să facem noi treaba aici, Display Preferences, să zicem cu Mirror, pentru puțin timp. Bun, se vede, da? Există un site numit Insecam. Băieții ăștia de la Insecam au indexat toate camerele securizate prost din lume. Și le-au sortat după țări.
Și am zis, băi, hai să vedem dacă există și Moldova pe aici. Și... Mersi frumos, prus. Și unde, doamne, că era și Moldova pe aici. Sub ce? Că nu văd. Uite și pe Moldova. Curtea cuiva, un magazin ceva. Și asta e live, da. Și sunt așa, ce a găsit el prin Republica Moldova când a dat cu jucăriile? Întrebarea mea este către public simplă. Oare câți cei, pentru că sunt sigur, mai mult jumătate din public folosesc sau acasă camere web, oare cât se le securizează? Da? Sau câți au o soluție de firewall care stă în față, în așa fel ca să inspecteze traficul? Da, niciunul, e simplu. Da, ce vreau să subliniez este că treaba asta cu IoT-ul nu este atât de science fiction. Știu că inițial vorbisem cu Adrian să spunem că IoT-ul sunt amenințările viitorului. În mare parte, da, o să vorbim despre asta, dar un lucru pe care aș vrea să vi-l transmit foarte, foarte, foarte clar este că trăiți într-o casă inteligentă chiar dacă nu aveți un termostat inteligent. Aveți multe lucruri conectate, interconectate în casă. Poate voi nu aveți camere de supraveghere, poate unii da, poate unii nu. Dar poate aveți un PlayStation. Sau la naiba, aveți un calculator, că și ăsta e tot IoT. Pentru că noi am definit IoT ca fiind orice echipament de calcul cu un sistem de operare cu care se poate interacționa la nivel de rețea. Este cam așa. Terminalul mobil este și el IoT. Eu am acasă un carton de ouă inteligent. Îmi spune când expiră ouăle, când le-am pus în frigider și câte sunt. De curiozitatea, $12 a fost. Foarte simpatic. Televizoarele sunt și ele inteligente. Deci asta e primul lucru. Trăim într-o casă inteligentă chiar dacă nu avem gadgeturile care au apărut ultimul răcnet. Al doilea lucru este că partea asta cu IoT și cu connected devices nu va mai putea fi evitată. Deja nu prea se mai găsesc televizoare fără să fie smart. Cu siguranță nu se mai găsesc console de jocuri fără să fie smart. Imprimantele, mai are cineva imprimantă pe USB? Unu. Doi. Da? Ah, ok. Dar imprimantă în rețea câți au? My point exactly, ca să spun așa. Deci, treaba asta cu connected devices nu va mai fi opțională. Totul va deveni inteligent. Absolut tot. Foarte curând, boxele, sistemele de sonorizare, camerele sunt deja, imprimantele sunt deja, nu știu, scaunele poate la un moment dat. A apărut la naiba, a apărut un covor de yoga inteligent. Sau preferatul meu, Portable Fish Finder. O jucărie care îți găsește pești din lac. Când ai la pește, arunci jucăria aia înainte și are un sonar ceva și îți spune cam pe unde e zona bună de aruncat undița. Asta este epoca în care trăim și, din nou, nu veți putea opta foarte curând să nu cumpărați ceva conectat la rețea. Și acum hai să vorbim puțin despre ce este IoT-ul. Noi vedem IoT-ul ca fiind un mic calculator. Un mic calculator care de foarte multe ori rulează Linux. Este o versiune mai mică, mai stripuită a Linux-ului, numită BusyBox. Și băieții ăștia care dezvoltă IoT-uri, habar n-au securitate. Da, pe scurt, așa, pe șleau. Bun. A, scuze. Bun. Cine știe ce este acela un honeypot? Vă rog frumos. Am nevoie de informațiile astea ca să știu cât de mult explic și cât de mult nu explic. Ok.
voi explica. Un honeypot este o momeală întinsă unui atacator. Da? Dacă ar fi să fac o analogie, ca și cum aș face o casă interesantă și aș lăsa o ușă descuiată și o pungă de bani înăuntru, să văd cum atacatorul intră, ia banii ca să-l pot prinde sau ceva de genul ăsta. În contextul nostru, noi simulăm, inițial aveam honeypot-uri doar pentru a vedea atacuri pe Windows, Mac, Android și simulam servere vulnerabile, îi lăsam pe băieți să le spargă pentru a vedea ce fac după aia. Îl spărgeau, puneau un virus, luam virusul, îl analizam. Ia uite cum prindeam noi, făceam rost de virus noi. Este una dintre multele metode prin care Bitdefender obține sample-uri cu ultimii viruși. Și am făcut honeypot-uri de IoT. Adică simulări de rutere, webcam-uri, în principiu cam asta avem acum, cu asta am început, rutere și webcam-uri. Avem undeva la vreo 1500 distribuite geografic de asemenea echipamente simulate, care sunt și vulnerabile și acceptă să fie sparte de către atacatori. Au fost lovite din noiembrie până acum, de când le-am dat drumul, de 1.395 de ori 0.15. Atât de multe ori au fost compromise până acum. Deci cam la nivelul ăsta joacă băieții în acest moment. Pur și simplu scanează toate clasele de IP de internet după niște vulnerabilități, dacă le găsesc, le exploatează. Întrebări până aici. M-am exprimat cât de cât coerent legat de ce este un honeypot și ce face? Da? Nu? Poate? It's confidential. Acum ce fac atacatorii este că dropează, lasă acolo noi spunem payload, un virus, să spunem așa mai simplist, iar virusul ăla, de fapt, stabilește o legătură cu un server al hackerului, numit server de control și comandă. Popular și jargonul este CNC, da? Command and Control. Și așteaptă comenzi. Pe scurt, sparge calculatorul, honeypot-ul, routerul, webcam-ul și îl conectează la CNC și spune am încă un zombie, așa-i denumim și de unde și poza asta. Sunt încă un zombie înrolat în armata ta, aștept comenzi. Cel mai mare botnet știe toată lumea ce este, da? Nu? Poate? Ajutați-mă, vă rog. Botnetul este o rețea de calculatoare sparte, o rețea de echipamente sparte, care ascultă de comenzile unui om. Și în momentul în care ai 400.000 de sisteme de calcul, de orice natură ar fi ele, telefoane, calculatoare, rutere și camere, poți să provoci niște pagube considerabile cu 400.000 de echipamente de calcul. Sau poți să minezi bitcoin, cum i-a sugerat cineva la un moment dat. Bun. Auzit cineva de atacul din octombrie anul trecut când a picat jumătate din Statele Unite? Ce s-a întâmplat? Cele 400.000 de camere de supraveghere, cam cum erau alea de pe Insecam pe care le-am văzut mai devreme, erau înregistrate într-un botnet numit Mirai, a primit un nume, și la un moment dat, cel care stăpânea acel botnet a spus atacă serverul Dyne. Dyne este Dyne DNS, unul dintre furnizorii principali de servicii de DNS din Statele Unite, și au dat jos Dyne. Și odată cu Dyne nu mai mergea DNS-ul, implicit nu mai mergea Netflix, care a fost una dintre cele mai mari tragedii. N-a mers Netflix, n-a mers Twitter și n-a mers o grămadă de alte servicii în perioada respectivă. Mărimea atacului a fost 650 de gigabits pe secundă. Pentru cine nu știe, este foarte, foarte mult. Este cel mai mare atac înregistrat în istorie. Cine a auzit de Akamai? Vă rog. Nu? Doi? Trei? Akamai este un accelerator, este un distribuitor de content care facilitează accesul rapid la diverse site-uri. Este cel mai mare, aș zice eu, în momentul ăsta. Akamai a picat. Adică Akamai și-a retras, a spus, nu pot să fac față la 650 de gigabits pe secundă. În momentul ăsta sunt și măsuri de protecție împotriva asemenea. Sunt 5 familii de botnets pe care le-am identificat noi din aceste honeypot-uri.
I-am botezat, Mirai era deja botezat, Gafgit era deja botezat, Mole 1, 2 și 3 a fost botezate după cercetătorul Poreclit Mole de la noi din echipă care le-a găsit. Majoritatea nu fac ceva în momentul ăsta, majoritatea doar adună zombie, adună diverse device-uri pe care urmează să le comande la un moment dat. Sau închiriază. Asta este încă unul dintre utilitățile pentru aceste botneturi. Băieții închiriază botnet, $5,000 sau chiar mai puțin, $25 de fapt pe oră. Vreți să închiriezi 5.000 de zombie. Vreți să închiriezi 5.000 de zombie pentru o oră, $25 și spui vreau să pice site-ul ăla. Orice site, îți alegi un site, spui acolo. Baci $25 în Bitcoin și băieții cu un botnet deja de IoT, pentru că sunt mai ușor de spart în momentul ăsta, îți livrează atacul cu mărimea pe care ai plătit-o către site-ul respectiv. La Mirai, primul botnet identificat, am identificat 89 de botneți bazați pe Mirai. Am identificat foarte multe variante de Gafgit și o chestie foarte interesantă, am văzut că Gafgit activează ca și botnet de IoT din 2014. Adică mult, mult înainte să apară tot hype-ul ăsta cu securitatea și probleme de securitate pe IoT. Și după cum spuneam mai devreme, stau degeaba și este posibil, Doamne ferește, ca și prin camerele astea pe care le-am văzut, să fie în momentul acesta un agent de botnet, ori Gafgit, ori Mirai, ori altul pe care l-am găsit, Hajime, sau Mole 1, 2, 3. Asta este una dintre cele mai mari probleme cu, cu atacurile și virusii. A apărut acum, sunt virus de IoT, sunt pe arhitectura MIPS, Little Endian sau ARM, și nimeni nu știe că ei există decât cu o ceva înaltă de securitate care să știe să se uite după ei. Deci, practic, este posibil, și din nou nu vreau să sperii pe nimeni, ca imprimanta voastră să aibă un agent de ăsta în momentul ăsta instalat în ea. Sau camera. Dacă are un Linux, un sistem de operare care se poate interacționa. Bun. Acest screenshot e făcut, nu chiar yesterday, pentru că slide-ul l-am făcut mai demult, dar foarte de curând, acum câteva zile. Și sunt articole din feed-ul meu de RSS în care se vorbește despre IoT. Și vă spuneam mai devreme că IoT-ul a ajuns să fie o chestie aproape nebunească, dar foarte, foarte utilă. Este, nu este ceva rău neapărat. Toate jucăriile astea sunt făcute să ne facă viața mai ușoară. Și am pus aici câteva exemple. Acolo sus este Fish Finder-ul, care v-am spus e preferatul meu. Aici avem un Smart Barbie Doll. Ia să vedem dacă avem și pointer. Acest Smart Barbie Doll este o jucărie educațională. Este, mă rog, pentru fete sau băieți cu alte preferințe. Și știe să vorbească cu copilul. Știe să învețe matematică, geografie, să-i zică să-și facă temele și așa mai departe. Are un program, cam cum e Siri pe iOS, cam cum e Cortana pe Windows, sau OK Google, sau cum îi spune lui ăla, pe Android. Și copilul vorbește cu păpușa și păpușa vorbește cu copilul și îi spune, uite, unde este, care este capitala Republicii Moldova? Și copilul spune, București. Nu, greșit, este Chișinău. Și așa mai departe. Evident, e disponibilă doar în câteva limbi, dar oricât este o jucărie foarte mișto de a lua copilului pentru a ajuta cu educația. Acum, această păpușă, ca să poată vorbi cu copilul, să poată înțelege ce spune copilul, face ceea ce se numește ascultare ambientală. Această ascultare ambientală de care am mai auzit la servicii, poate, sau la orice sistem care are microfoane, de care am mai auzit și la scandalul cu Samsung, televizorul Samsung, despre care s-a spus că trimit tot ce se aude în cameră către serverele lor. În caz că vă întrebați, da, așa este, din cauza acestei ascultări ambientale. Ca păpușa să audă ce spune copilul, trebuie să asculte. Are un microfon care ascultă ce se întâmplă în casă. Și niște băieți au reușit să găsească o metodă prin care să interacționeze cu păpușa și de la distanță, prin păpușă, ascultau ce se întâmpla în casa omului. Și iată cum, o jucărie de asta foarte utilă, foarte ok, foarte bună pentru copii, educațională, a fost transformată într-o unealtă de ascultat în casa omului ce se întâmpla. Această priză
am modificat eu producătorul pentru că la momentul respectiv nu aveam voie să dezvăluim cine este. O avem și noi aici. Are o serie de vulnerabilități despre care vom vorbi mai târziu. Cert este că prin priza asta se poate compromite o rețea întreagă de acasă, chiar dacă este în spatele, chiar dacă priza este pusă în spatele firewall-ului. Și așa mai departe. Acest coffee maker are telnet deschis. Pusesem mai devreme întrebarea dacă știe toată sala ce înseamnă telnet. Și pe atunci erau mai multe mâini ridicate. Da? Ok. Coffee maker-ul vine cu telnet deschis și 1, 2, 3, 4, 5, 6, root cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ca și credențiale. By design. Și oricine îl poate accesa. Și, din nou, alte issue-uri care au fost așa, doar într-o zi. Teddy Bear-ul care a dat 2 milioane de mesaje dintre părinți și copii. Un ursuleț. Să vorbim puțin despre care sunt problemele pe care noi le-am văzut. Din nou, noi facem în momentul ăsta analiză pe o grămadă. Avem toate jucăriile posibile. Nu știu dacă ați fost mai devreme când vă spuneam de bugetul de R&D, unde 25% sunt bani de aruncat, între ghilimele. Noi băgăm foarte mulți din banii ăia în toate gadgeturile posibile. Păpuși, mașini mai puțin, că mașini nu ne-au lăsat, vreau să luăm un Jaguar inteligent. Și hai că poate facem parteneria cu ei. În schimb, orice alte jucării, televizoare, prize și așa mai departe. Și ce am văzut, prima chestie a fost problema asta cu parolele default. Foarte multă lume nu schimba parola de pe echipament. Ieri am dat de exemplu la Cahul, în locația unde era evenimentul, routerul de acolo avea admin cu admin. Și asta n-ar fi fost o problemă dacă era izolat sau ceva, dar era rețeaua accesibilă a tuturor. Îți dădeau parola cei de la restaurant, îți spuneam, uite, parola era Alsis 2016 sau ceva de genul. Apple Sin, așa, 2016. Și ți-o dădeau cei de la restaurant și, pe urmă, de curiozitate, am vrut să văd și eu dacă routerul avea parola schimbat. Nu avea. Și am observat că, după ce am lansat noi o jucărie care investigează vulnerabilități în IoT și furnizează și securitate pentru asta, am văzut că majoritatea oamenilor nu schimbă parolele de la echipamente. Și asta a fost prima dintre probleme. Aici, de exemplu, puteți vedea în dreapta un tip foarte chipeș și interfața de la sistemul de securitate al unei cafenele. Da? Deci asta este interfața de administrare a sistemului de securitate al cafenelei accesată de pe telefonul mobil. Și cum și-a făcut o poză cu sistemul de securitate. Pentru că era un super hacker, hackerman? Nu. Pentru că cafeneaua respectivă avea sistemul de securitate pe aceeași rețea cu rețeaua pe care o punea la dispoziție clienților. Deci am intrat, vrem și noi, parola de Wi-Fi. Sigur, asta e parola de Wi-Fi. Există un utilitar, se numește Fing, cu care mapezi toată rețeaua, vezi tot ce este în picioare în rețeaua respectivă și vedem security cameras. Click. User parolă. Admin. Și am, pardon, nu eu, băiatul acela drăguț de acolo a mișcat camera așa puțin ca să poată să-și facă această magnifică poză. Și asta să spunem că e neglijența utilizatorilor. Mai există încă o problemă foarte gravă și anume neglijența vendorilor, care inserează în echipamentele pe care le pun în piață, ca să spunem așa, niște service ports sau service interface. Pentru că în situația în care echipamentul se deteriorează, ei să intre direct de la distanță și să poată să repare ceva pe acolo. Coffee maker-ul are, mai avem și o sunerie inteligentă care are tot la fel, foarte multe camere au și sunt parolele, nu sunt parole simple, nu sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, dar problema este că e aceeași parolă pe toate. Și dacă din vari motive cineva află cum se accesează acea interfață de management ascunsă a producătorului de hardware, după ce ai aflat pentru una, poți să faci același lucru cu toate echipamentele de la vendorul respectiv. Este o practică pe care nu o recomand sub nicio formă niciunui producător de niciun hardware. Și dacă aveți echipamente conectate, vă recomand să căutați pe internet dacă cineva deja a făcut un research și a găsit ceva legat de echipamentele respective.
Pentru că sunt șanse ca, nu știu, o imprimantă, un sistem de telefonie, Doamne ferește, să aibă o parolă hardcodată în echipament și multă lume să o știe deja. O altă problemă pe care am văzut-o la device, la echipamentele astea inteligente, a fost lipsa criptării. Vedem noi priza asta, de exemplu, are o opțiune să-ți trimită alerte prin e-mail. Și pentru asta își cere adresa de e-mail și parola de la mail, pentru a-ți folosi credențialele tale ca să trimită mail-uri, serverul de SMTP. Și am observat că când se sincronizează ea priza cu cloud-ul lor de la Edimax, nu folosește criptare. Și oricine poate vedea e-mail-ul și parola ta. Îi contactăm pe cei de la Edimax și le spunem, bă băieți, nu e bine ce faceți aici. Și ne-au spus, ne pare rău, dar nu avem putere de procesare. Păi da, dar atunci dezactivați funcția. Să nu poată, adică eu nu l-aș lăsa pe user să-și bage date confidențiale într-un echipament pe care nu pot să-l securizez, sub nicio formă. Nu au fost de acord. Eu, de exemplu, și foarte multă lume își spune mai mult decât adresa de mail și parolă. Eu, de exemplu, am un Fire Stick. Este o jucărie, un stick de ăsta cu Android, de la Amazon, pe care îl car după mine, îl bag în televizor la hotel și am multimedia on demand. Orice, filme, muzică și așa mai departe. Am cardul de credit pus pe el. Pentru că din când în când mă mai uit pe Netflix sau pe Amazon, mai îmi iau ceva de pe Amazon. E, asemenea echipamente nu-ți poți permite să nu le securizezi cum trebuie, dar din păcate foarte mulți o fac. Aș fi tare curios să știu dacă cineva din sală este familiarizat, măcar așa, a auzit vreodată de conceptul de command injection. 1, 2, 3? Ah, foarte bun. Din punctul meu de vedere, asta este de la mare distanță cea mai mare problemă în momentul ăsta. Parolele este o bulă care va exploda la un moment dat. O să înceapă lumea să-și seteze parole pe jucării, că sunt sparți, că nu sunt sparți, că au auzit din presă sau de la prieteni, o să se rezolve. Vendor backdoors și asta, pentru că tot apar paper-ul de la cercetători și de la noi și de la alții, care spun, uite, vezi, parola asta am extras-o din firmware și băieții încep să publice update-uri și oamenii își actualizează. Command injection, în schimb, permite unui atacator să interacționeze cu device-ul și să execute comenzi pe device-ul ăla la nivelul sistemului de operare și este o vulnerabilitate care este mai greu de văzut de către utilizator și de înțeles. Foarte, majoritatea înțeleg ce înseamnă conceptul schimbă-ți parola. Dar foarte mulți nu înțeleg conceptul de command injection, ce înseamnă și ce presupune. Nu o să intru în foarte multe detalii despre cum funcționează command injection, dar pot să vă spun că permite unui atacator să acceseze echipamentul respectiv la nivelul sistemului de operare. În termeni mai într-un jargon, să ia root pe Linux-ul de pe acel device. Altă problemă este, sunt legate cele două, am văzut cu jucăria noastră de Bitdefender Box, se numește, apropo, device-uri care erau relativ noi, aveau undeva la vreo 2 ani vechime, dar sistemul de operare de pe ele avea 10. Aveau cumulat un device, cel mai mult am văzut 300 de vulnerabilități pe un singur device. Și ne-am crucit, am zis că e un bug la noi, că e o problemă la noi. Să vă spun cum funcționează sistemul de detecție. Identificăm toate echipamentele din rețea, aici utilizatorii au primul șoc. Ei întotdeauna au impresia că au undeva mult mai puține device-uri decât au de fapt. Și box-ul începe să le spună, uite, pe, ai de-asta, 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 de-asta. Ah, nici nu știam. Și apoi se uită la ce porturi sunt deschise pe fiecare, între pe fiecare echipament și apoi se uită la ce rulează pe fiecare port și apoi corelează informațiile astea cu bază de date de vulnerabilități online de la kve.mitre.org. Face și un mic brute force pe toate interfețele care suportă autentificare pentru a spune dacă ai cumva parole default uitate pe undeva. Bun. Jucăria aia avea 300 de vulnerabilități pentru că avea o versiune de SSH, o interfață de management. Avea SSH 1.5. Ăla adunat de când a fost lansat acum 10 ani sau chiar mai bine până acum, numai ăla adunat 75 de vulnerabilități. Avea un web server tot la fel.
un tiny HTTP de acum 10-15 ani. Și ăla adunase tot 75 și uite așa, pe vreo 3 servicii se făcuseră 300. Și de asta au fost 300. Nu a fost bug la noi, ci, pur și simplu, serviciile care rulau pe echipamentul respectiv erau atât de învechite, încât se găsiseră în cei 10 ani atât de multe vulnerabilități pe ele. Și acum, asta mă duce la o altă problemă și cred că dacă s-a rezolvat asta, s-a rezolvat toate. Interfețele de update, experiența utilizatorului când face update la un device. Nest, nu știu dacă ați auzit, Nest este un termostat și o cameră de la, făcută de Google, achiziționată de Google, de fapt, și după aceea vândută de ei. Nest nu întreabă utilizatorul dacă vrea să-și facă update. Nest își face update. În momentul în care Google publică ceva, Nest își face singur update și merge totul bine. Bitdefender Box face la fel. Edimax nu face la fel. Și în momentul în care te bazezi pe utilizator și pe skill-urile și bunăvoința utilizatorilor de a face update la firmware-ul unei jucării, trebuie în primul rând să îți dai seama că utilizatorul nu știe ce e la firmware, majoritatea n-a auzit de cuvântul ăsta și nu o să-l facă. Și asta este una dintre cele mai mari probleme. Dacă vreți să vedeți că un echipament este ok din punct de vedere securitate sau nu, uitați-vă numai la chestia asta, cel mai simplu. Dacă își face update-uri automat la sistemul de operare. Chiar pregătisem pentru... Da. Ca exemplu, noi avem un demo cu priza asta și l-am făcut la o prezentare de securitate în China, prima dată când am publicat paper-ul cu ce găsisem pe ea. Noi, evident, îi notificasem pe cei de la Edimax cu 6 luni înainte și cei de la Edimax au zis că o să publice un update. Când ne-am dus noi în China, eram în camera de hotel și ne pregăteam să facem demo-urile. Și am văzut acest mesaj pe aplicația de management a Edimax-ului. Do you want to upgrade the firmware? Și eram, oh, shit. Noi a doua zi aveam demo. Și trebuia să arătăm cum găurile de vulnerare. Și problema era că nu avem buton de back. Și am zis, uite, bravo Edimax. Nu-i dai utilizatorului posibilitatea să sară procesul de update, îl forțezi. Bravo, Edimax. Sunt mândru de voi. Și am zis, ce dracu să facem? Bine că aveam filme pregătite deja cu toate demo-urile și nu știu ce. Asta este, facem update-ul și prezentăm filmele mâine. Și s-a întâmplat următorul lucru. Ia să vedem. Cam înregistrat procesul de update. Ne-a deschis această pagină non-mobile friendly, în care ne puneau să descărcăm un fișier binar pe telefonul mobil și, de fapt, n-a mers nimic. Nu era un proces de update. Pur și simplu ne trimiteau către site-ul lor și acolo ne puneau să descărcăm un fișier binar. Ne-am prins noi că trebuia să facem asta de pe laptop, de fapt, și neapărat un laptop cu Windows. Eu aveam Mac, colegul meu avea Linux. Și, eram... și long story short... Nu a mers. Deci noi, cu toată bunăvoința, chiar am vrut să facem update-ul ăla, nu s-a putut. Bun. Și acum ajunge la partea cu impactul. Foarte mulți îmi spun, și ce dacă mă spargi? Și ce dacă îmi sparge cineva becurile? Și l-aveam noi pe colegul Dănuț Berte, care își cumpărase Philips Hue și își mai cumpărase niște becuri numite Spangled Light Bulbs, care, incidentally, Spangled Light Bulbs sunt niște becuri foarte faine care îți fac, sunt ca sunt și wireless repeaters, îți extind semnalul Wi-Fi din casă. Sunt extraordinari, sunt awesome. Îți pui de asta în baie, în bucătărie, în dormitor, știi? Și ai semnal 5 liniuțe peste tot în casă. Din păcate, aceste becuri vin cu telnet și 1, 2, 3, 4, 5, 6 pe ele. Și n-a știut nimeni de asta până când Dănuț veau din boxul nostru, i-a spus lui Dan, vezi că spangled-urile tale așa. Și ăsta a rămas mască. Bun,
Și ne ducem noi la Dănuț acasă, că Dănuț era cel mai chitit. Dom'le, nu, și ce? Nu mi se poate întâmpla nimic? Sau dacă îmi spargi becurile, nu mă interesează. Și ne-am dus la 10 seara la el acasă, parcat mașina lângă el și scos laptopul, clicheti, clic, clicheti, clic. Becurile la 30%, becurile off, becurile la pe verde, becurile pe mov, becurile off, becurile on, becurile off, becurile on. Și ne-a jucat așa maxim 5 minute și după ne sună telefonul. Salut, Jay. Salut, Dănuț. Știu că ești tu. Termină. Ok, da, și m-am dus la și cum te-ai simțit? Cum a fost? Și omul a spus că, băi, sentimentul cel mai nașpa a fost sentimentul de powerless, în engleză, de lipsă de control, lipsă de putere. El stătea pe canapea și se închidea becul și nu putea să facă nimic ca să oprească chestia asta. Scotea becul de acolo, nu mai avea lumină în casă. Oprea curentul în toată casa, tot la fel, nu mai avea lumină în casă. Și avea nevoie, că era noapte, poate vrea și el să mănânce ceva. Și asta a fost cea mai grea, cea mai rea senzație pe care a trăit-o, pentru că, mă rog, cea mai rea senzație legată de cazul ăsta, pentru că nu avea ce să facă. Noi, pur și simplu, ne băteam joc de becurile lui acolo și el nu putea să facă altceva decât să mă sune pe mine să mă roage frumos, să mă opresc. O altă problemă foarte reală este asta cu data theft. Ok, ne jucăm cu becurile omului, fun, ne distrăm. Dar după cum spuneam, eu am credit cardul pus pe Fire Stick-ul de la Amazon. Priza aia cere adresa de mail și parola utilizatorului pentru a... Poate, dacă avem noroc, o să apucăm să le și vedem la sfârșitul acestei sesiuni. Este o problemă faptul că aceste device-uri nesecurizate cer informații destul de sensibile și le stochează local sau le stochează în cloud-ul producătorului. Odată compromis, un device de genul ăsta poate fi folosit pentru a pivota în restul rețelei. Am spart priza și, pe urmă, din priză, mă apuc și fac, de exemplu, sniffing în toată rețeaua. Sniffing înseamnă încercarea de a intercepta comunicațiile echipamentelor între ele sau către internet. Și felul ăsta pot să văd ce face utilizatorul, poate pot să fac și un atac de tip man in the middle pe SSL, pot să capturez și niște parole și așa mai departe. Am vorbit deja despre IoT botnets. Am observat că pe oameni, de fapt, nu-i interesează, chiar am făcut un studiu pe chestia asta, că noi încercăm să facem campanii de awareness pe tema IoT security. Și am făcut un studiu, domnule, dacă ți se infectează camera și devine parte dintr-un botnet, ce faci? Și majoritatea au spus, mă întorc pe partea cealaltă, nu mă interesează. Deci aici noi personal mai avem de lucrat pe partea asta de awareness. Chiar aș fi curios care e părerea voastră, dacă vi s-ar infecta camera, dacă v-ar deranja. Nu vă afectează cu nimic altceva decât că sunteți parte dintr-un botnet și într-adevăr poți să vă facă multe alte lucruri, dar nu veți vedea asta neapărat instant. Că multă lume spune că este security aware, că vor security și că nu vor să fie sparsi. Dar de fapt majoritatea... Motivul pentru care își instalează soluții de securitate sunt acele momente în care ceva tangibil li se întâmplă. Se oprește calculatorul, nu mai au acces la fișiere, nu mai au acces la feed-ul de la cameră în cazul ăsta. Astea sunt momentele în care cineva își cumpără securitate, nu pentru că chiar a fost compromis. Și nu în ultimul rând, APT. În momentul ăsta, IoT-urile, sau mai ales în zona industrială, sunt locul ideal în care să plasezi APT-uri. Este acolo unde se uită nimeni, unde nu există antivirus, nu există securitate. Ți-ai pus un agent acolo, poți să dormă 3 ani de zile fără probleme. Mai ales că au și o durată de viață foarte, foarte lungă, fără update, din păcate. Majoritatea echipamentelor hardware au o durată de viață cel puțin 2-3 ani. Bun. Cam cu asta s-a terminat partea a doua și urmează să vedem ce putem să facem și cu demo. Din păcate, nu avem lavalieră, așa că voi încerca să balăiez între microfon și laptop. Sure, merci. Bun. Bem și o cafea la final sau...
pornit aici. Și vom încerca... Pe el ții sau ce faci? Așa. Vom încerca să exploatăm una dintre vulnerabilitățile din priza asta. Așa. Să se vadă becul ăla. Pentru a opri. Pentru a opri. Și acum pentru a o porni. Și acum pentru a opri. Bun, ce s-a întâmplat? În mod normal, nu ar fi trebuit să pot să fac treaba asta așa eu. Apropo, ca să vedeți unde sunt, eu aici sunt conectat la un server undeva prin... O secundă. Asta este adresa IP. Deci asta este adresa IP a serverului în care sunt eu conectat acum și este pe undeva prin Olanda. Este un VPS luat de la Hostsailor. Deci eu am dat comenzile astea acum către priza inteligentă din Olanda, nu de aici, de pe aplicația lui Ion, de care o să am nevoie, apropo. Așa. Ce s-a întâmplat este că identificatorul pentru această priză, metoda de autentificare pentru a putea sparge o priză de asta, este MAC adresul. Cine nu știe ce este un MAC adres, ca să-l explic? Știe toată lumea? Bun. MAC adresul, evident, poate fi brute forceuit, poate fi, este predictibil pentru că primele trei secvențe din cele șase din MAC adres sunt specifice producătorului și apoi iei toate celelalte, un brute force care durează foarte, foarte puțin pentru a da comenzi pe toate prizele de la acest producător. Și, drept urmare, cu MAC adresul acestei prize, pot să o comand de la distanță. Este singurul lucru care îmi trebuie. MAC adresul. Dacă am MAC adresul, dacă îți dau priza asta ție, eu după aceea pot să o controlez de la distanță. Ok. Ceea ce este nice, e fun, e drăguț. Dar ce altceva mai putem face? Cine poate să ghicească? Da, așa este, dar întrebarea este ce mai putem face în afară de să-i dăm on-off de la distanță? Că deocamdată atât am putut să interacționăm cu ea. Uite că la asta nu m-am gândit. Vă spun eu, cel mai bun lucru pe care îl poți obține în contextul ăsta se numește RQE, care vine de la Remote Code Execution, care vine de la vrei să iei shell complet pe sistemul de operare de pe priză. Și dacă zeii demonstrațiilor vor fi cu mine, priza asta are un command injection exploit pentru cei mai nerdy dintre voi, o să arăt doar puțin ce comandă voi executa. Și în pauză, pentru cine e curios, voi da și mai multe detalii despre cum funcționează. Nu mai e nevoie de camera, apropo. Mersi frumos. Despre cum funcționează command injection-ul pe priză și de ce merge. Așa, asta e comanda. Și, din nou, pentru cei care sunt mult mai curioși, putem detalia la pauză despre ce se face. Ok. Bun. Noi am trimis command injection-ul care se va executa în momentul în care utilizatorul deschide data următoare aplicație.
să vedem. În momentul ăsta, priza s-a conectat la serverul meu din Olanda și mi-a dat acces la sistemul de operare. Poți să-ți iei telefonul, domnul? Gata, da. Mulțumesc. Aș. Eu acum sunt în Linux-ul de pe această priză de aici. Da? În sistemul de operare instalat pe această priză. Pentru cei mai pasionați de Linux sau de Unix, dacă vrea cineva să sugereze vreo comandă pe care ar vrea să vadă, poftim? Au ei o comandă foarte tare, este specifică celor de la Linux, nvc all. Și aici îți arată toate setările prizei, inclusiv rețeaua Wi-Fi la care este conectată, parola Wi-Fi. Din păcate, aici nu avem ce să arătăm pentru că e conectată la Wi-Fi-ul de aici, care n-are parolă. Da, tot aici îți arată și parola de la Wi-Fi. O chestie interesantă, puteți vedea că eu am configurat totuși un cont de mail pe ea, cu serverul de SMTP și cu parolă. Ce să mai arătăm? Asta este, puteți vedea și command injection-ul care încă se mai execută. Alte comenzi? Vrea cineva? Poftim. Încă o dată. D-O? A, top. Poftim? A, netstat. Un lucru foarte important de menționat aici este ăsta. Nu ne permitem foarte multe lucruri. Nu este tocmai Linux-ul de desktop. Deci, posibil ca netstat. A, există netstat. De ce spun asta? Pentru că ăsta este tot file system-ul, tot sistemul de operare de pe priză are 1,7 mega. Deci nu sunt toate comenzile posibile. Dar este suficient cât noi să putem un payload și dacă ne-am chinuit puțin, am putea să facem chiar un agent de VPN foarte slim și prin priză să-mi fac eu VPN în casa voastră. Și fun fact, cu priza asta, eram la o întâlnire cu un carrier foarte, foarte mare din Statele Unite. Și eram noi acolo și era șeful lor de pe dezvoltare, ăla care face rutere, și ajunsesem eu la partea asta cu demo-ul cu priza. Noi făceam demo la ceva tehnologii la care lucrăm pentru securizarea împotriva asemenea atacuri. Și la un moment dat, șeful lor de dezvoltare, că orice IT-ist care se respecte era de o aroganță maximă, stătea așa și zice, băi, ce vreți voi să vindeți aici, mă? Și pe urmă mă vede cu priza asta. Și zice, am și o priză de-aia. Ia, hai să te vă spargem și mie priza. Și la care, băi, ești sigur? Da, mă, hai să te vă spargem și mie priza. Da, nu, nicio problemă. Pac, rut, la tine în casă. A rămas ăla blocat. Și tot la fel mi s-a întâmplat, prezentam chestia asta la o conferință de securitate, unde audiența erau majoritatea pentesteri, așa, care se ocupă cu audituri de securitate și trebuie să reușească să găsească breșe de securitate în rețele. Și toți au zis că se duc să-și cumpere prize de-astea ca să le facă cadou ăstora care lucrează la firmele respective. No, bun. Cam atât avem, eu cel puțin și colegii mei, cred că în program pe ziua de astăzi, întrebări. Dacă mai sunt, dacă nu sunt... Multe. Aici.
Deci, până la urmă, cum ai ajuns pe priză? Ea se adresează la serverul tău din Oranda sau invers? I-am trimis, exploit-ul stă în funcția, într-una dintre funcțiile pe care le execută priza în momentul în care se sincronizează cu cloud-ul. Am trimis command injection-ul prin cloud-ul lor. Și în momentul în care s-a sincronizat cu cloud-ul, că de asta trebuie să deschidă utilizatorul aplicația odată, în momentul în care s-a sincronizat cu cloud-ul, a primit comanda de la mine și comanda de la mine era să primească un payload pe care când îl executam, trimitea shell mie la server. Altă întrebare? Când o să fie dispozibil Bitdefender Box în Moldova? Nu vreau să fac nicio promisiune. Este posibil, după ce lansăm V2-ul să lansăm mai global decât doar Statele Unite. V1, șanse minime să ajungă și aici. Am lansat de curând în Japonia, luna viitoare lansăm în Franța și cred că se termină stocul. Cu întrebare, limba rusă în Defender când o să fie? Nu știu. Colegii mei spun că se lucrează. Partea de produs, eu m-am distanțat puțin de partea de produs, acum mă ocup mai mult de partea de cercetare și singurul produs de care mă mai îngrijesc direct e boxul. Deci la moment se traduce și interfața și produsul, deci versiunile mai vechi există, 2013 de exemplu, da, sau se lucrează și la traducerea... Cum? Da, da. Deci la moment nu este, dar se lucrează și în direcția dată. Care este cel mai puternic concurent al dumneavoastră și de ce îl considerați așa? Păi, trebuie să depindă pe ce produse sau în ce zonă ne adresăm. Pentru că, de exemplu, pe box, în momentul ăsta... Aș spune că Norton Core au scos ceva, dar încă nu e lansat. Singurii care au lansat au fost Cujo, un startup din America, dar ei nu sunt firmă de securitate. Au pus un snort acolo și zic că fac IoT security. Pe consumer, concurența cred că e mai mult din punct de vedere comercial. Sunt aia care fac marketing mai bun. În testele independente, de exemplu, că noi în tehnic ne batem cu ei în teste, nu în altceva. Care prinde primul loc la AV-test, AV Comparatives. Din fericire și din fericire și pentru colegii noștri de la vânzări, acolo average-ul nostru a fost cel mai bun până acum. În ultimii 5-6 ani am ieșit de mai multe ori pe locul întâi. Kaspersky, evident, sunt foarte bun tehnic. Îmi pare rău pentru că am tot auzit ESET pe aici. ESET nu i-aș pune în zona aia. Am un respect personal pentru Avast, îmi place atitudinea lor. Symantec sunt foarte buni comerciali, McAfee sunt foarte buni comerciali, dar McAfee pe partea de detecție sau protecție, din nou, cu toată stima și dragostea, dar nu prea ajung la nivelul corespunzător. Am văzut mulți folosesc 360 și ai zis că la AVTS chiar ai dat un exemplu interesant. 360 este făcut în China, dar n-aș vrea să spun informația interesantă pe cameră. Ok. Ieri nu se înregistra, astăzi se înregistrează. Punem stop. Separat la cafea atunci. Păi știu că e live streaming. N-ai zis tu că faci live streaming pe YouTube? Ba da. Bun. Ok, deci... o altă întrebare. Aici în sală avem mulți studenți, inclusiv de-a mea. Eu vreau să întreb, în linii generale, ce perspective se vor deschide pentru studenți în parteneriatul care... cred eu, ori semnează, ori mâine va fi, și ce perspective va oferi laboratorul UTM, Bitdefender, pe scurtă durată, pe lungă durată, pentru a ridica nivelul de securitate și inclusiv în colaborare, dar și pentru dezvoltare în general academic și nu numai. Nu, dar două chestii. Deci laboratorul Bitdefender este un parteneriat de lungă durată, că m-ați întrebat de... hai să spunem, dimensiunea lui, e lungă durată, dar detalii, ce se va întâmpla acolo, ce vom face, nu vrem să le spunem astăzi, pentru că va fi press release-ul și atunci vom da toate detaliile și toate comentariile și atunci ar fi bine să lăsăm pentru atunci. Dar e un parteneriat de lungă durată, asta e clar. Și clar că va fi în ajutorul și interesul UTM-ului și a pieței locale de aici. Da, o să revenim cu un comunicat de presă pentru partea asta.
Eu am așa o întrebare. Nu ați cooperat cu alte companii, de exemplu, ca Kaspersky sau care tot de securitate, că în general fac tot antivirusul la vedere. De exemplu, testați oarecare și împreună cu altă companie, testați un anumit obiect sau un firewall sau altceva la vedere. Avem chiar echipe care fac asta, da. Adică e un procesul natural de dezvoltare a unui produs, este analiza comparativă, în care în procesul de analiză orice produs... Astea sunt altceva. Avem foarte multe relații. Cât se bat băieții ăștia de la vânzări între ei cu Symantec și cu nu știu ce, pe partea tehnică noi colaborăm, evident. Suntem parte dintr-o grămadă de alianțe. De fapt, chiar am refuzat să intrăm în multe alianțe pentru că nu oferau la fel de mult ca noi. Facem malware exchange, sample exchange, schimb de link-uri, de URL-uri cu malware. Avem foarte multe surse din care primim sample-uri de la senzorii noștri care agregă date și fac event correlation, până la chiar schimb de sample-uri cu partenerii, cu concurenții noștri. Se întâmplă. Dar trebuie să, ca să intrăm într-o alianță, trebuie să se livreze, poate nu la nivelul la care livrăm noi, că noi în momentul ăsta avem foarte, foarte mult inteligență, dar măcar la, nu știu, la 60% de cât livrăm noi, să livreze și partenerii noștri de alianță. Și de asta am mai refuzat câteva parteneriate. Mulțumesc. Vă rog. Stai. Bună ziua. Bună ziua. Așa o întrebare. Cu Box, dumneavoastră faceți un fel de pen testing, să spunem așa. Doar să faci un fel de brute force și să verific toate dispozitivele. Adică urmează așa o etapă când aveți de gând să ocupați și asta nișă? Sau doar atât? VA, îi spunem noi, Vulnerability Assessment, e un modul, unul dintre funcționalitățile Box-ului, care s-a născut în momentul în care eu o duceam pe fimea la not. Și am văzut că rețeaua de acolo era praf, varză. Și am zis că noi niciodată nu dăm vina pe utilizator. Niciodată. Utilizatorul este neinformat. Nu este neapărat vinovat întotdeauna. Pentru că și eu, mulți facem greșeli. Spuneam mai devreme că și eu am avut un site spart. S-a întâmplat. Și atunci am spus, hai să facem un modul care să-i spună utilizatorului că nu cred că vreunul dintre voi când își cumpără un termostat sau un router nou sau un ceva, stau să dea NMAP pe el, să vadă ce vulnerabilități are, dacă are telnet deschis, n-are, dacă are parolă default, n-are. Cred că nimeni nu stă să facă toate astea decât unul ca mine sau poate ca domnul. Sau poate încă unul, doi din sala asta. Și așa că am vrut să automatizăm procesul ăsta, care mi se pare vital pentru orice tip de rețea, pentru orice tip de echipament, să-l automatizăm și să-l punem într-o formă de asta mai dumbificată, cum spunem noi, mai user-friendly, și să-i spunem userului, băi, vezi că ai acolo o parolă pe care poate n-ai știu că trebuie să o schimbi, schimb-o. Cam asta a fost tot conceptul din spatele implementării acestui modul. Mai mult de atât, nu știu dacă o să ne ducem, probabil că nu. Deci, în afară de înștiințarea despre vulnerabilitățile deschise, da? Pe device-urile tale, cu ce avea să ajute Box-ul în cazul unui asemenea atac care l-ai demonstrat? V1, vă spun cu toată dragostea, nu protejează împotriva unui command injection. V1 îți furnizează foarte multe informații de care ai nevoie și ar putea să filtreze conexiunea către command and control server, de exemplu. V1 vorbește foarte mult cu cloud-ul și orice conexiune inițiată de un echipament din rețea către o resursă din internet este verificată în cloud-ul nostru. Și dacă cloud-ul nostru zice, vezi că ăla de acolo e băia rău, atunci Box-ul taie conexiunea. În V2 o să avem full-blown IDS. Cu detecție pe command injection, dezvoltat totul de noi și alte tehnologii. Și încă o întrebare referitor la trimiterea sample-ilor pe cloud-ul vostru. Cât e de legal transmiterea unei asemenea informații peste hotarele țării? Depinde de, pentru utilizatori casnici, nu este nicio problemă. Fiecare și ea, avem terms and conditions, avem privacy policy, și ca să mai zic și pe aia altă, este industry standard până la urmă. Adică
utilizarea cloud-ului pentru a determina reputația unei locații din internet și comunicarea cu cloud-ul este industry standard, nu se mai poate fără. Până la urmă, la un moment dat, și partenerii ăștia din China s-au convins de asta. Inițial, când au semnat cu noi, erau, nu, că vrem cloud-ul nostru privat să nu fie nicio legătură cu voi. Invariabil, tot au trebuit să creeze o legătură cu noi pentru update-uri, pentru semnături, pentru intelligence nou. Dacă vrei protecție la nivelul la care noi îl furnizăm clienților noștri, trebuie să accesezi toate resursele noastre și atunci trebuie interacțiune cu noi. Nu văd ce ar fi, ce nu ar fi legal dacă sunt date anonimizate care sunt colectate, nu neapărat colectate, procesate pentru protecția utilizatorului. Noi trebuie să decidem ce facem acolo. În câteva ani, cât de eficient credeți că va fi Bitdefender în protejarea împotriva atacurilor IoT, care se presupun a fi cel mai vulnerabil? Păi este, mă rog, V2-ul cel puțin o să fie mult mai evident. Este deja eficient. M-aș aștepta și aș spera ca producătorii de IoT să se trezească și să înceapă să nu mai dezvolte doar de dragul de a dezvolta. Una dintre problemele fundamentale cu IoT-urile este diversitate. Google, săracul, a scos un sistem de operare pentru Android. Amazon a scos un cloud pentru IoT. Se numește chiar Amazon IoT Cloud Platform. Și nici dracu nu le folosește. Dacă toți producătorii de IoT ar folosi un sistem de operare, unul singur, și o singură platformă cloud, hai maxim două, atunci ai avea un singur punct în care să faci update-uri, actualizări și teoretic nici trebuie să intereseze pe ei ca producători cum se face treaba asta. Dar nu. Ei au decis că cea mai bună soluție e să dezvolte ei propriul sistem de operare, nepricepându-se la asta, ei să dezvolte tot softul și așa mai departe. Din cauza asta, Bitdefender o să fie în business pe partea asta multă, multă vreme. Până la și în Star Trek o să fie în business pe partea asta. Mai sunt și alte întrebări? Pentru companiile mari știm foarte bine că vulnerabilități sunt din exterior, atât cât și în interiorul companiei, interiorul rețelei. Vreau să întreb dacă Bitdefender dispune de specialiști gen Cracker Whitehead, care ar putea fi angajat pe o perioadă pentru a testa și a vedea vulnerabilitățile din interiorul companiei. Și o altă întrebare, odată ce știm cu toții foarte bine că soluțiile de securitate, cum ați zis și dumneavoastră, văd atâtea link-urile accesate de noi, văd fișierele accesate de noi, care este, cum puteți să ne demonstrați nouă credibilitatea că anume Bitdefender nu conlucrează cu agențiile sau guvernele diferitelor țări în privința informației pe care o dețineți a utilizatorilor? Mersi. Răspunsul la prima întrebare este, nu este nimic public. Așa. Răspunsul la prima întrebare legată de red team este, avem mai mulți oameni în diverse red team, dar nu există ceva public de care să știe colegii noștri de la vânzări că i-am outsourcat pentru asemenea proiecte. Nu spun că nu facem asta sau că facem, ci spun că este o discuție care se poate purta în afara evenimentului. Iar legat de privacy, a fost acum vreo 4 ani, parcă, o inițiativă de la F-Secure, imediat după Snowden, după ce a fost cu Snowden Revelation, Mikko Hipponen de la F-Secure a mâncat multă pâine după Snowden Revelations și a făcut super imagine, pentru că a început privacy, 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 ce ne face Big Brother și așa mai departe. Și a prins bine la public. Și atunci s-a lansat inițiativa de transparență în procesarea datelor. Și s-a lansat un document care să fie completat de către toți producătorii de soluții de securitate. Despre multe lucruri putem fi transparenți, despre multe lucruri nu putem fi transparenți. Și oricât de transparenți am fi, nu putem să-ți dăm acces pe toate serverele și acces în toată infrastructura și toate, să spunem, cheile de SSH pe serverele noastre ca să vezi exact ce se întâmplă acolo. Deci un grad de incertitudine vei avea invariabil. Nici nu știu cum am putea să demonstrăm beyond any doubt, că nu dăm datele într-un mod ilegal sau într-un mod care să conflicteze cu
orice reguli de privacy. Eu pot să spun că nu o facem. Pot să spun cum facem să ne asigurăm că nu se întâmplă. Pot să spun despre politicile interne, cine gestionează datele și cum, ce date sunt colectate și cum sunt procesate. Dar un grad de incertitudine va avea întotdeauna cu absolut oricine. E mult de povestit la cum procesăm datele. Uite, de exemplu, informații despre sample-uri. Acolo colectăm foarte mult metadate. Metadate nu a fost un termen descoperit de NSA de care s-a luat toată lumea. Metadatele sunt informații adiacente asociate unui fișier, unui flux de date, unui trafic de rețea. Gen, mărime, MD5, hash-ul, amprenta fișierului. În cazul în care un PE, un executabil, cum arată diversele segmente din fișierul respectiv, unde a apărut prima dată, ora la care a apărut prima dată, unde a mai fost văzut, în ce alte conjuncturi a mai fost văzut, cu cine a mai fost văzut, ce a mai fost văzut făcând, ce iconiță are. Deci nu neapărat conținutul unui document, apropo să spunem că e vorba de un document confidențial, nu ne interesează sub nicio formă conținutul documentului. Dar sunt alte informații asociate, putem să identificăm, de exemplu, dacă există un macro sau un alt tip de payload care e injectat într-un document, fără să fie nevoie să vedem dacă e vreo scrisoare de dragoste sau nu. Genul ăsta de informații ne sunt foarte relevante pentru că noi facem foarte mult event correlation în cloud. Deci avem artificial intelligence, avem o grămadă de mașini care încearcă să învețe ce se întâmplă în lume și să coreleze toate informațiile astea pentru a genera alerte de noi amenințări sau pentru a putea să ridice steaguri de suspect pe diverse, pe noi fișiere sau noi URL-uri. Da, e ok. Mai are cineva întrebări? Poate pe produs sau pe soluție? Bună ziua! În caz când depistați vendori de ăștia sensibili, gen exemplu cum în China ați spus, da? Cât e deschis Bitdefender-ul pentru a, spre exemplu, a sugera organelor sau însuși a modifica legislația în sine ca așa produs să nu fie pe piață? Cât de des mă refer că Bitdefender-ul sugerează sau... Nu pentru numai a acumula biblioteca în sine, că uite, XYZ au dispozitive vulnerabile, dar însuși pentru a ajuta securitatea însuși a utilizatorilor. Răspunsul scurt este niciodată. Nu ne putem permite din punct de vedere, nu ne-ar da voie departamentul legal să facem chestia asta. Noi contactăm pe cel care face device-ul respectiv, le spunem, bă, vedeți că aveți o problemă acolo și nu ne este frică să vă spunem că am vrea și noi să facem ceva PR pe chestia asta, că noi am găsit problema. Le dăm un termen regulamentar de 30-45 de zile, hai 2 luni, hai 3, în cazul lui Edimax le-am dat 6. Și acum merge. Adică... Dar lucrurile încep să se rezolve. Guvernul Statelor Unite i-au dat în judecată pe The Link. Înțelegi? Deci chiar au dat în judecată pe The Link pentru că aveau vulnerabilități în rutere. Deci este un caz istoric ăsta. Și au cauzat, vulnerabilitățile alea au cauzat foarte, foarte multe pagube și Guvernul Statelor Unite a zis, bă, trebuie să găsim pe un vinovat. Doar nu fie noi că n-am făcut update-uri. Să fie The Link ăla. Și i-au dat în judecată pe The Link. Poate, nu știu, cazul ăsta o să fie mediatizat suficient de mult, să căutați pe Google, e public. Așa, încât să îi sperie puțin pe ăștia cu păpușile, cu ce mai au. E ok? Cred că dacă mai sunt întrebări, mai sunt, da? Simplă întrebare, m-ar interesa dacă Bitdefender începe cu lucrare la industria auto, fiindcă deja știm foarte bine că automobilele sunt acum inteligente. Mă interesa dacă devin cu soluții pentru industria auto, într-adevăr. Pot nici să confirm, nici să neg această informație fără aprobarea secretarului general. Deci răspunsul rămâne la latitudinea noastră, să-l înțelegem. Da. Ok. Eu îți mulțumesc mult, Jay, de prezentare și de efortul făcut de către voi, echipa Bitdefender, astăzi în Republica Moldova. Apropo, ca și informare, noi avem, să zic, un roadshow zilele astea, că a vorbit mai devreme Jay despre experiența noastră de la Cahul, astăzi la Chișinău și mâine mergem la Bălți, da? Încercăm să penetrăm toate zonele țării și, de ce nu, să transmitem mesajul care l-am transmis către dumneavoastră și către alte companii, entități, persoane,
pentru că mi se pare nou interesant atât pentru voi, da, și pentru toți cei care în ziua de astăzi accesează sau folosește internetul, și atunci e foarte bine să știe că există soluții, există riscuri, există amenințări, și când facem anumiți pași în zona dată, să fim conștienți, da, că s-ar putea să avem și niște repercursiuni. Așa că, rezumând, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru susținerea noastră. Cum am zis, am făcut și facem un lucru bun în Moldova. Avem o istorie frumoasă care doresc împreună cu cei din sală să o ducem în continuare. Și ca și rugăminte sau ca și, mai bine zis, pentru că mulți din sală mai au poate anumite dubii legate de produsul dat, cum a zis și Andrei, testați. RSD-ul este aici distribuitor local care vă poate oferi oricând, nu doar niște licențe sau doar produs pentru testare, vă poate oferi suport local, mai mult atât avem peste 30 de parteneri autorizați în Moldova, care prin ei puteți cumpăra produsul, puteți solicita suport și oricând putem veni on-site la dumneavoastră pentru a discuta, a vă face un training, de ce nu, și a testa produsul în sine. Se poate testa orice produs, nu contează pe care o aduți dumneavoastră. Să știți că există oameni locali care vă poate oferi suportul dat, suntem deschiși, așa că welcome! Vă mulțumesc mult și cu nota aceasta declar închisă sesiunea Bitdefender Security of Everything și sper să ne vedem next time când o facem. Cred că în toamnă la RSD Day. Vă mulțumesc mult și vă invit după asta la o pauză, la o deja prânz în care discutăm și alte lucruri. Vă mulțumesc mult!